Bună zi! Ah, trebuie să-l pun. Ah, ok. Excelență, stimați colegi, parteneri, bună ziua! Vă salutăm la evenimentul de lansare a campaniei 16 zile de acțiune împotriva violenței de gen. În acest an, genericul campaniei este accesul la justiție pentru femeile și fetele, victime și supraviețuitoare ale violenței. Acest eveniment este organizat de UN Women Moldova, PNUD și Ambasada Statelor Unite, cu inițiativa comună a ONG-urilor partenere, în parteneriat cu Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Justiției și Institutul Național al Justiției. Accesul la justiție în condiții egale este un test critic al societății, pașnice și inclusive, dar este și o condiție pentru egalitate. Drepturile, dar și pentru realizarea drepturilor omului, la fel pentru dezvoltarea durabilă. La nivel global, femeile și fetele, victime și supraviețuitoare a violenței, se confruntă cu diverse obstacole, fie atunci când au calitate de reclamant, parte vătămată, victime sau martori în procese penale, civile sau contravenționale. De multe ori, aceste blocaje, bariere, obstacole sunt determinate sau pot fi determinate de eșecuri instituționale, politice și în mare parte de stereotipuri de gen și prejudecăți. Republica Moldova nu este o excepție. Aceste bariere, blocaje sunt comune și pentru țara noastră. Mai mult decât atât, în acest an, cu toții, am trăit efectele războiului și aceste blocaje și efecte și obstacole pentru femei s-au accentuat, în special pentru femeile refugiate. Anual, începând cu 25 noiembrie până la data de 10 decembrie, în Republica Moldova se desfășoară campania 16 zile de activism, de acțiuni, împotriva violenței de gen. În acest an, în cadrul evenimentului, ne-am propus să discutăm și să vedem cât de receptiv este sistemul de justiție din Republica Moldova la nevoile femeilor și, în special, la nevoile femeilor victime și supraviețuitoare a violenței în familie și altor forme a violenței de gen. Până invităm vorbitorii, am dorit să oferim cuvânt de salut gazdei evenimentului, dar și reprezentanților instituțiilor statului, inclusiv comunității internaționale, care au un rol activ în prevenirea și combaterea violenței de gen, inclusiv în realizarea accesului la justiție. Invităm pentru cuvânt de salut gazda, doamna Ecaterina Popa, directoare interimară al Institutului Național al Justiției. Doamna Popa, bună ziua! Așa, am să utilizez din când în când, așa ca să fie. Excelență, stimată doamnă ministru, doamnă secretar de stat, doamnă reprezentantă a PNUD Moldova, doamnă Cuziova, doamnă reprezentantă a UN Women, doamnă judecătoare, onorată asistență, domnilor și doamnelor, permiteți-mi să vă salut călduros din numele Institutului Național al Justiției și să vă zic bine ați venit în această sală. I-am deschis o paranteză domnului ambasador pentru că a venit pentru prima dată. Deci această frumoasă sală, inclusiv alături de celelalte săli simulări, este amenajată, reparată, așa, remodelată grație ambasadei Statelor Unite ale Americii, programului PNUD și colegilor parteneri. Și mă bucur să văd în această sală reprezentanți ai instituțiilor de stat, reprezentanți a societății civile, dar și parteneri de dezvoltare a Republicii Moldova și în special a Institutului Național al Justiției. Deci mă bucur că avem această ocazie și suntem onorați să fim gazdă la acest eveniment. Am dat cu mare drag curs acestei inițiative, pentru că și noi suntem parte acestei campanii. Vreau să zic că, mai ales că suntem în, așa cum a menționat și doamna moderatoare, în cadrul acestei campanii, 16 zile de activism împotriva violenței în familie, și avem și un instrument
bine, nițel blamat din necunoaștere Convenției de la Istanbul, dar asta este minunat că există și sunt conjugate eforturile tuturor partenerilor, societății civile, instituțiilor, reprezentanți pentru a face o sinergie și a contracara acest flagel și a contribui cumva la eradicarea acestui fenomen. Deci violența în familie, așa cum toată lumea cunoaște, deci este un fenomen extraordinar pentru toată societatea, deci el are, deci sunt multe probleme, deci una din problemele care sunt inclusiv în Republica Moldova, aceste diverse forme de violență, inclusiv violență cele mai subtile, emoțională, psihologică, dar și fizică, au un impact negativ asupra persoanelor, victimilor și avem un impact negativ asupra deci familiilor care trăiesc în violență, asupra bărbaților, femeilor, dar biroul de statistică ne dă niște date concrete pentru că cele mai mari repercursiuni le are acest fenomen asupra femeilor. Și 68,2% din victimele care sunt din 2021 sunt femei. Asta doar sunt statistici oficiale, dar știm foarte bine, pentru că multe din victime nici nu ajung să ofere informații sau trăiesc cu această durere. Misiunea Institutului Național al Justiției este de a oferi formări de calitate, formări beneficiarilor și mă bucur enorm să văd aici judecători, procurori, colegi de-ai noștri care sunt implicați mereu în formările judiciare, inclusiv și doamna Rina Țurcanu, care este un formator excelent și foarte activ pe acest domeniu. Și vreau să zic că noi consolidăm împreună capacitățile profesionale a beneficiarilor noștri, chiar încercăm să schimbăm anumite atitudini, stereotipuri și foarte multă lume este profund marcată de poveștile celor care sunt victime. Deci avem anumite istorii cu Consiliul Europei, cu Biblioteca Vie, în care avem diferite situații în care ne povestesc, relatează despre problemele care au trecut și asta e un exercițiu foarte bun. Vreau să zic că am realizat foarte multe seminarii în acest domeniu, mai mult decât atât, până a intra în vigoare, până a fi ratificată deci, convenția. Deci noi deja de 2 ani, împreună cu Centrul de Drept a Femeilor, Centrul La Strada și alte organizații, Centrul de Prevenire a Abuzului față de Copii, oferim un șir de seminare pentru beneficiarii noștri. Și vreau să zic că noi examinăm, deci se pun în discuție diverse probleme din particularitățile investigării și examinării violenței în familie, accesul la justiție, tehnici de audiere și altele, doar o cifră ca să vă dau în domeniul accesului la justiție și violență, deci ultimii 2 ani, peste 300 de beneficiari în circa 8 instruiri au fost formați în cadrul Institutului Național al Justiției, inclusiv cu partenerii noștri și ziceam, domnule ambasador, că ceilalți care avem noi și Centrul de Drept a Femeilor și La Strada și USCE și cei cu care avem instruiri pe această dimensiune vorbesc, deci ei tot cumva sunt conectați la sursa deci Ambasadei Statelor Unite ale Americii, care prezintă un partener de nădejde. Și inclusiv PNUD-ul, am văzut pe domnul Cocârță și îl salut, mă bucur că este aici cu doamna Neghină, pentru că noi, de fapt, împreună încercăm să facem lucrurile bune pe diverse dimensiuni. Audienții noștri, precum și judecătorii și procurorii, au fost de asemenea formați în acest domeniu prin programul Consiliului Europei HELP. Noi am lansat programul Accesul Femeilor la Justiție, deci au fost deja 2 ediții și acum, cu prilejul acestei campanii, noi chiar pe data de 25 sau ieri am lansat acest curs, Accesul Femeilor la Justiție și violența în familie și violența domestică și un program de mentorat. Ceva nou pentru beneficiarii noștri, dar sperăm să fie la fel de util cum au fost celelalte și peste 100 de persoane au fost formați în domeniul ei instruire. Chiar și masteranzi, studenții USML am oferit această ocazie și a fost o experiență foarte bună. De asemenea, viitorii judecători noștri au fost informați, au avut lecții publice cu colegii noștri, inclusiv cu doamna formator și cu Centrul de Drept a Femeilor, deci au fost sensibilizați la acest capitol și vreau să zic că mai mult decât atât noi conștientizăm cât de mare este problema și anul acesta concursul de desene, concursul național pe care îl facem împreună în parteneriat cu Școala de Pictură Șciusev de Arte, deci este dedicată tematicii generația egalității prin prisma Convenției de la Istanbul și o să puteți vizita, chiar vă încurajez să vă uitați pe deci această expoziție, avem și la etajul 2 și la etajul 1, ca să vedeți prin prisma și prin optica copiilor acest fenomen inclusiv,
Deci ei au fost informați de asemenea prin lecție publică și au fost sensibilizați la acest capitol. Și ne bucurăm ca să putem schimba atitudini, stereotipuri, să vedem în generațiile noi o schimbare de mentalitate. Și vreau să vă spun în final că Institutul Național al Justiției este deschis la acțiunile de formare, inclusiv parteneriate, care aduc plus valoare pentru beneficiarii noștri și vom face tot posibilul în continuare ca acest flagel să aibă un impact mai puțin, iar beneficiarii noștri să poată avea o atitudine foarte conștientă, să aibă un răspuns prompt la toate cazurile de violență în familie, iar fetele și femeile din Moldova să fie mai puțin supuse sau maximal, deci să eradicăm acest fenomen. Ne dorim un eveniment foarte util, constructiv pentru toți și vă mulțumim că facem o echipă bună pe acest domeniu, o comunitate în combaterea violenței în familie. Vă mulțumesc! Mulțumim mult, gazdei, pentru cuvânt de salut. Am reușit în pauză să vedem desenele copiilor cu referire la eradicarea prejudecăților și stereotipurilor de gen. Sunt niște desene foarte frumoase și, într-adevăr, vom putea să eliminăm aceste prejudecăți și aceste stereotipuri prin educarea tinerii generației. Și mulțumim Institutului Național al Justiției că educ o tânără generație bazată pe egalitate de gen în partea ce ține de procurori și judecători, cei care vor ajuta femeile și fetele să obțină acces la justiție atunci când vor fi în funcție. Doamna Popa a menționat despre Convenția de la Istanbul și, într-adevăr, apreciem că în acest anul trecut, de fapt, în 2021, în cadrul Institutului Național al Justiției a fost lansat un nou curs, Accesul la Justiție a Femeilor prin Prisma Convenției de la Istanbul. Acest curs este dedicat atât audiențelor cât și judecătorilor, procurorilor în funcție, la fel și angajaților instanței. Cu adevărat, Convenția de la Istanbul, ratificarea convenției a reprezentat un pas important pentru Republica Moldova și a reprezentat o siguranță și protecție în plus pentru victimele violenței în familie și a violenței de gen. În cadrul acestor patru piloni, poliția are un rol crucial. Invităm pentru cuvânt de salut ministra Afacerilor Interne, doamna Ana Revenco. Vă rugăm, doamna Revenco. Bună ziua, stimați colegi! Să știți că m-am simțit întotdeauna mult mai aproape, fiind, iată așa, pe loc, dar dacă este să marcăm totuși o campanie care schimbă vieți, atunci mă bucur să vă privesc de aici, din picioare. Stimați colegi, Ministerul Afacerilor Interne, chiar dacă este astăzi pe linia întâi, în gestionarea crizelor care sunt generate de război din Ucraina, și crize care se suprapun și vedem cum cresc doar în intensitate toate provocările și solicită pe bune întreg efectiv al Ministerului Afacerilor Interne, deci nu mă refer doar la poliție. Elementele războiului hibrid, război în mijlocul căruia noi ne aflăm cu toții, inclusiv dumneavoastră. Motiv pentru care, da, este adevărat, trebuie cu toții să facem un front comun și fiecare pe agenda sa, să ne mișcăm dinamic și pe deplin să realizăm cele oportunități pe care ni le oferă aceste timpuri și cele sarcini pe care ni le solicită aceste timpuri. Ceea ce înseamnă că chiar dacă suntem pe linia întâi, noi, cei de la Ministerul Afacerilor Interne, întreaga echipă, suntem ambițioși și implementăm dincolo de provocări și agenda de modernizare și dezvoltare. Ori, pentru noi, modernizare și dezvoltare înseamnă și prioritizarea sarcinilor și agendei care vizează prevenirea și combaterea violenței față de femei și fete. Cu siguranță, războiul din Ucraina, contextul nou de securitate în care noi ne aflăm, dă o altă nuanță în acest an culorii oranj, mult mai pronunțată. Pentru că astăzi vorbim despre modul cum inclusiv războiul aduce noi provocări pe dimensiunea violență față de fete și femei.
Culoarea portocalie, simbol al combaterii acestui flagel, este mai luminos, pentru că noi știm că și femeile sunt o putere. Acest lucru se datorează faptului că, dincolo de genul fiecăruia dintre noi, am marcat cu toții un succes comun. Odată ce am văzut un nou indicator al promovării politicilor în domeniul prevenirii și combaterii violenței în bază de gen, violenței față de femei. Prin aprobarea noilor prevederi, prin ratificarea convenției, noi demonstrăm maturitate. Și această maturitate vreau cu tot din adinsul să o menținem și în continuare, prin toate acțiunile pe care le realizăm. Am transmis și un mesaj prin ratificare, prin acest semn de maturitate, întregii regiuni, poate chiar întregului spațiu european. Că noi rezonăm pe bune, nu doar pe hârtie, ce înseamnă violența față de femei și fete. Că noi știm în ce direcție să ne mișcăm. Că noi știm că aceasta ne reușește dacă stăm uniți. Și uniți atât pe domeniu de aplicare a legii, cât și în ceea ce privește meseriile pe care noi le executăm în fiecare zi, indiferent că suntem judecător, polițist, avocat, psiholog, analist, noi toți mergem într-aceeași direcție. Indiferent că suntem bărbați sau femeie, noi am demonstrat aceasta maturitate. Statutul de țară candidat la Uniunea Europeană și foaia de parcurs al Ministerului Afacerilor Interne pe care am elaborat-o și am aprobat-o la reuniunea Colegiului Afacerilor Interne din luna august ne determină să creăm servicii moderne. Ne-am angajat în anul care vine să facem un salt major, chiar dacă suntem în continuare pe linia întâi de a face față tuturor provocărilor care le aduce acest război. Și, credeți-mă, implică fiecare angajat. Și nu este întotdeauna ușor să solicit colegilor să lucreze pe documente de politici atunci când știi că echipele de la est, de la vest sau din teren lucrează astăzi în regim de alertă. Și absolut toți sunt implicați în primul rând în a asigura pacea socială. Dar ne-am ambiționat să facem front comun împreună cu dumneavoastră, cu cei care la fel muncesc în acest domeniu. Să nu vă dăm de gol pe voi, să nu dăm de gol țara și, în primul rând, fetele și femeile noastre. Cred personal și împreună cu echipa că, în primul rând, acolo unde trebuie să muncim, de unde trebuie să plecăm, este școala. Este educația, dacă vrem să vorbim despre prevenire. Și când vorbesc despre educație, nu mă refer doar la copii, care vrem să educăm în dimensiunea de respect, dar vorbesc, când spun școală, despre educația viitorilor, polițiști, judecători, avocați, juriști, psihologi, orice om care, odată finalizat școala, urmează să se regăsească în domeniile care au tangență cu violența față de fete și femei. Și totuși școala în sensul tradițional. Eu sunt convinsă că educația, în primul loc, este cel loc în care e nevoie să investim ca să avem o societate modernă, ca să demonstrăm în continuare maturitate. Este primul loc unde trebuie să investim dacă vrem o societate stabilă, ca să avem pace și securitate pe termen lung, o societate unde și femeile și fetele sunt considerate valori, valori care aduc deopotrivă contribuție în dezvoltarea țării. Iar pentru asta trebuie să punem umărul toți, ca să avem școli mai dezvoltate, școli mai moderne, școli mai bune, profesori mai grijulii, mai pregătiți, programe de învățământ care nu lasă loc de interpretări, programe de învățământ care sunt adaptate noilor
rigori pe care noi cu dumneavoastră le-am stabilit atunci când am creionat legea, când am creionat textul care a dus la aprobarea, la ratificarea convenției. Eu nu o să mă dau astăzi în cifre, dumneavoastră le cunoașteți deja probabil mai bine decât mine. Și nici măcar în bilanțuri, care sunt cu regret încă nesfârșite, ale cazurilor de abuz și formelor de abuz de care în continuare suferă fetele și femeile. Eu astăzi vreau să vă spun cât de importante sunt ele, fetele și femeile din sistemul de securitate națională, din sistemul afacerilor interne, care astăzi sunt pe linia întâi și asigură practic apărarea țării. Ele au forță și determinare și trebuie și vreau ca fiecare să recunoască această forță și determinare în puterea lor de predictibilitate, dar și intervenție în toate situațiile de criză pe care le-am trecut și în continuare știm că le vom trece odată cu declanșarea acestui război. Și ca să înțelegeți, să fiu și mai concretă, femeile din sectorul de securitate astăzi luptă pe bune, cu determinare, ca să diminueze crizele generate de război. Iar mâine, ele sunt cu aceeași determinare implicate să construiască mecanisme durabile ca să apere pe semenele lor, care sunt supuse abuzurilor în familie, la serviciu sau în mediul social. Și le reușește. Poate nu cu același ritm și dinamică care ne-am dorit, dar avem o determinare în cursul pe care ne l-am propus și prin reușitele care deja le avem astăzi realizate, noi știm că noi nu vom devia de la acest parcurs. Bineînțeles că în ecuația acestui succes, ele, femeile, au ca și coechiperi bărbații, la fel de hotărâți, determinați, care au recunoscut că fără contribuția femeilor nu putem construi nicio societate și niciun sistem de securitate. Noi așa, în această formulă, lucrăm și vom lucra în continuare. Aceste echipe reușesc să gândească în materie de protecție a victimelor, femei, servicii care asigură accesul imediat al victimelor violenței la servicii urgente și specializate. Toate funcționale într-un singur loc, sub același acoperiș. Servicii centrate pe trauma și nevoile femeilor. Iar toți profesioniștii care au responsabilitatea să intervină în aceste cazuri vor reuși să o facă după modelul același ghișeu unic. Vorbesc despre Centrul de Justiție Familiară, un proiect care mult timp s-a copt. Noi l-am conturat și deja anul viitor ne-am propus la finele acestui an, dar războiul ne-a cam tărăgănat agenda. Va fi deja lansat. Și asta se datorează acelei echipe care, așa cum am spus, s-a ambiționat, indiferent de crizele pe care ni le aduce realitatea și timpurile de astăzi, să lucreze în continuare pentru ele. În prezent, cunoașteți foarte bine că victima care suferă o traumă este obligată să facă multe drumuri, să se expună multiple ori variilor interviuri, discuții cu multipli profesioniști, ca poate să îi se ajungă să se facă dreptate. Cunoașteți foarte bine, nici 50% nu ajung. Pentru a normaliza această situație, Ministerul Afacerilor Interne și-a asumat să operaționalizeze acest centru deja în prima jumătate a anului care vine. Deja se lucrează la metodologii, deja se pilotează instrucțiuni de lucru pentru echipele comune de intervenție în cazurile de violență sexuală, odată cu aprobarea în lectura finală a proiectului de lege pentru asigurarea drepturilor victimelor infracțiunilor privind viața sexuală și a violenței în familie de către Parlament. Încercăm să anticipăm, să facem acțiuni bazate pe prognoze. Nu așa doar ne reușește în dimensiuni rezonabile să gestionăm toate sarcinile care astăzi sunt pe umerii Ministerului Afacerilor Interne. La începutul anului 2023 vom avea și primul raport de analiză și monitorizare a cazurilor soldate cu deces și vătămări corporale grave, folosind o metodologie unică validată de toți membrii Comisiei de Femicid, care a fost lansată în anul curent, care s-a întrunit de mai multe ori și a pus în dezbateri mai multe situații, mai multe cazuri.
Deci și aici rămânem determinați. Vă asigur că pe lângă grija de a apăra țara și a păstra calmul și pacea socială, Ministerul de Interne își păstrează și angajamentul ferm de a aduce în justiție pe cei care se fac vinovați, a facilita accesul la justiție și de a identifica remedii eficiente pentru toate categoriile vulnerabile care sunt victimele violenței în bază de gen. Vreau doar să reamintesc că odată cu 1 mai, anul curent, data la care Convenția de la Istanbul a intrat în vigoare, noi am marcat momentul de start în care Republica Moldova și-a asumat ferm angajamentul de a asigura servicii pentru protecția victimelor, a copiilor acestora și de a crea mecanisme complexe de monitorizare, control, prevenire și cooperare pentru diminuarea actelor de violență asupra femeilor. Întăresc încă o dată faptul că Ministerul Afacerilor Interne își va face datoria și pe acest segment de activitate pentru respectarea democrației și asigurarea statului de drept. Și asta o putem face doar mizând pe o cooperare comună cu dumneavoastră. Vă mulțumesc! Mulțumim mult, doamna ministră! Cu adevărat, proiectele și realizările punctate de dumneavoastră fac ca noțiunea de acces la justiție să nu fie doar o definiție pentru femeile victime și supraviețuitoare a violenței, dar să o transpună în realitate. Deci aceste proiecte și realizări vor sporesc încrederea femeilor în justiție și fac ca să obțină protecție și să adreseze atunci când sunt în situație de criză. Spre regret, anual în Republica Moldova, într-adevăr, decedează în jur de 40 de femei în rezultatul actelor de violență în familie și ne manifestăm încrederea că această comisie de care a vorbit doamna ministră va elucida acei factori și vom dezvolta împreună acele sau vom preveni, vom dezvolta împreună politici de prevenire a violenței și a femicidului. Accesul la justiție a femeilor și fetelor nu este posibil dacă nu avem un cadru normativ care să fie clar, comprehensiv și să faciliteze acest acces. Invităm pentru cuvânt de salut pe doamna Veronica Morar, Mihailov Moraru, secretară de stat la Ministerul Justiției, să ne vorbească despre cum Ministerul Justiției vine să răspundă nevoilor femeilor și fetelor victime și supraviețuitoare a violenței de gen. Doamna secretar de stat, vă rugăm. Bună ziua, excelență, stimați parteneri. Vreau să vă mulțumesc mult pentru invitație. Sunt foarte bucuroasă să fiu parte alături de dumneavoastră la un astfel de eveniment care marchează suplimentar importanta campanie împotriva violenței în familie și violenței domestice și violența în bază de gen. Mi-a plăcut foarte mult genericul acestei mese rotunde cu privire la accesul la justiție a femeilor victime a violenței în familie și, evident, pornind de la genericul acestui eveniment, se poate afirma că standardele internaționale, dar și cele regionale, privind drepturile femeilor, au deja o bază stabilă privind accesul efectiv la justiție pentru femeile care sunt victimele violenței în bază de gen. Aceste standarde au fost concepute tocmai pentru a sparge acele bariere de ordin juridic, administrativ, sociale, economice și altele, astfel încât să poată fi crescute mecanismele de protecție a victimelor, dar și responsabilitatea făptuitorilor. În același timp, trebuie să remarcăm ca o evoluție până în prezent că comunitatea internațională este preocupată ca toate remediile juridice trebuie să fie accesibile, eficiente și echitabile, iar această obligație pozitivă aparține statelor. Această obligație pozitivă este reținută și de Curtea Europeană prin jurisprudența sa. Respectiv, în
În prezent, opțiunile statelor în ceea ce privește definirea politicii de prevenire a cazurilor de violență în familie nu mai sunt determinate exclusiv de instrumentele legislative proprii, ci de către documente internaționale și impactul progresiv al acestora, dar și de evoluția acestor fenomene, cum ar fi în contextul generat de pandemia COVID-19, de migrație, de conflictele armate, de recesiune economică. Într-un context de crize multiple, este evident că statele trebuie să-și regândească prioritățile. Prin ratificarea de către Republica Moldova a Convenției de la Istanbul a fost demonstrat foarte clar atașamentul statului nostru față de aceste valori. Vreau să spun că cu mândrie am participat în acest an, pe data de 29 și 30 septembrie, la conferința internațională ministerială a statelor membre, prin care, sub președinția Irlandei, prin care s-a adoptat o declarație privind angajamentul ferm al statelor europene privind asumarea și implementarea la nivel de politici a Convenției de la Istanbul, și Republica Moldova a fost parte și semnatară acestei declarații și am avut onoarea să conduc această delegație. Mai mult ca atât, vreau să împărtăș cu mândrie că în plenara acestei conferințe care a avut loc în Irlanda, Republica Moldova a fost felicitată pentru semnarea Convenției de la Istanbul. Dacă vorbim despre componența accesul la justiție, atunci aceasta evident ar trebui să fie privită într-un mod extins, și anume de la etapa de urmărire penală, de la faza de judecare și ultima etapă extrem de importantă, cea de executare a hotărârii judecătorești, ca să se asigure efectivitatea scontată. Dacă facem o incursiune în cadrul legal conex prevenirii și combaterii violenței în familie, vom constata că cu preponderență din 2010 până în prezent s-au remarcat mai multe îmbunătățiri semnificative cu privire la atât cadrul normativ, dar și la mecanismele care să ofere protecția respectivă victimelor. Voi trece în revistă doar ceea ce ține de incriminarea în legea penală a componenței violența în familie, a faptei de neexecutare a măsurilor ordonanței de protecție, instituirea în codul de procedură penală și codul de procedură civilă a măsurilor de protecție aplicate victimelor în violență în familie, și anume ordonanței de protecție. Voi trece în revistă despre acordarea dreptului victimei la asistența juridică primară și asistența calificată, indiferent de venitul acesteia, pentru categoriile date de infracțiuni, scutirea victimei de plata de taxe de stat în acțiunile de solicitare a ordonanței de protecție, instituirea ordinului de restricție de urgență, instituirea mecanismului de monitorizare electronică a agresorilor în familie la etapa emiterii de către instanța de judecată a ordonanței de protecție, rolul primordial care îi revine Ministerului Justiției prin intermediul Inspectoratului Național de Probațiune. Cele mai recente modificări, care au avut drept scop eficientizarea mecanismelor de investigare a cazurilor de violență în familie și abuz sexual, dar și desporirea eficienței mecanismelor de acces la justiția victimelor, au fost adoptate recent de către Parlament și ne bucurăm să împărtășim cu dumneavoastră această realizare. Ministerul Justiției, de la intrarea în vigoare sau de la intrarea în funcție a actualului guvern, a avut ca prioritate promovarea proiectelor de legi care vizează în nemijlocit componenta drepturilor omului și protecția inclusiv a victimelor violenței în familie, violenței infracțiunilor sexuale, și nu în ultimul rând, cred că ca mecanism de consolidare de protecție a victimelor vine și proiectul, la fel promovat de Ministerul Justiției, cu privire la asigurarea egalității și nediscriminării, având în vedere că consacră mai multe prevederi ce ține de sancționarea atât contravențională și penală a hărțuirii sexuale și chiar a revictimizării. Și cum toate aceste măsuri proactive adoptate vin să completeze la pachet măsurile oferite de către state în vederea protejării victimelor. Mai mult ca atât, în acest proiect de lege, cred că este important de menționat că pe lângă propunerile parvenite din partea mai multor parteneri, au fost inserate și prevederi importante ce ține de protecția victimelor traficului de copii, traficului de ființe umane și, în ultimul rând, ce ține de introducerea mai multor prevederi ce ține de condițiile speciale de audiere a martorilor minori. În pofida totuși multiplelor amendamente legislative operate care au avut drept scop eficientizarea acestor mecanisme, totuși se constată cu regret că fenomenul nu este într-o scădere, iar drepturile femeilor, inclusiv la etapa contactului cu sistemul de justiție, nu sunt garantate pe deplin.
Nu pot fi negate și situațiile în care femeile sunt în circumstanțe de revictimizare sau situații în care drepturile le sunt explicate sumar sau anumite deficiențe în aprecierea gravității reale a vătămărilor corporale. De cele mai multe ori, problemele atestate însă nu se desprind din cadrul legal existent și noi nu trebuie nici să tindem la o suprareglementare a legislației, ci de mai multe ori să analizăm asupra modului de implementare a legii și a modului de aplicare acestea cu bună diligență, cu bună credință și cu maxim profesionalism din partea profesioniștilor implicați în domeniu. De asemenea, trebuie să reiterăm că nu putem vorbi și despre modificări legislative la caz particular și să analizăm fiecare caz particular și să vedem care au fost deficiențele în practică, care mai mult sau mai puțin au redus din efectivitatea remediului juridic propus. Pentru a ne asigura că femeile au un acces egal la justiție, este extrem de important ca practicienii în domeniul dreptului să adopte în munca lor o abordare sensibilă la dimensiunea de gen și să se asigure că interpretează legea în linie cu noțiunile de egalitate și drepturile internaționale ale omului. Și eu sunt sigură că noi cu toții, de fapt, avem de învățat la acest aspect, chiar și noi, care suntem mai mult decât alții familiarizați cu acest fenomen. Procurorii și judecătorii trebuie să aibă o abordare proactivă în asigurarea îndepărtării barierelor cu care se confruntă femeile în fața accesului la justiție în cazurile de violență în familie. Aceste aspecte constituie componente esențiale ale unui sistem de justiție sensibil la dimensiunea de gen și trebuie aplicate de profesioniști din domeniul dreptului la gestionarea cazurilor. De asemenea, Ministerul Justiției urmează, împreună cu Institutul Național de Justiție, să identifice noi domenii de instruire, fiindcă consider că este foarte important ca, în ceea ce ține de combaterea violenței domestice, ceea ce ține de aplicarea corectă a mecanismelor privind protecția victimelor infracțiunilor de caracter sexual, infracțiunilor de abuz, de trafic, urmează neapărat să fie asigurată o cât mai bună instruire a profesioniștilor acestora, să fie capacitat și eu foarte mult îmi doresc ca acest lucru să aibă loc într-o formulă mixtă cu judecători, cu procurori, cu avocați și cu toți cei implicați în prima linie în accesul la victime, fiindcă numai așa vom putea avea o abordare complexă cu luarea de măsuri imediate de la toate fazele asupra acestui fenomen și rezolvarea cazurilor. Eu sunt sigură că prin 1, 2, 3 cazuri particulare de succes, succesul se va extinde și în ansamblu. De asemenea, noi, Ministerul Justiției, ne implicăm plenar în ceea ce ține de inițiativele pe care Ministerul Afacerilor Interne, pe care le susținem și ne bucurăm că sunt foarte proactivi în acest domeniu și oferim expertiză juridică în acest an în sensul de îmbunătățire a mai multor propuneri, astfel ca toate acele programe și instrucțiuni cu privire la mecanismele intersectoriale să-și atingă eficacitatea. De asemenea, Ministerul Justiției a avut mai multe discuții și cu reprezentanții Consiliului Național de Asistență Juridică Garantată de Stat privind extinderea domeniilor de instruire și ca să facilităm ca un focal point profesioniștii în domeniul respectiv. Și în final aș vrea să spun că pentru a atinge obiectivul scontat în combaterea acestui fenomen a violenței de gen, și pentru a face față în calitate de profesioniști la necesitățile victimelor, eforturile trebuie conjugate și, în ultimul rând, recunoscute în comun. Mulțumesc! Mulțumim mult, doamna secretară de stat. Cu adevărat ne exprimăm încrederea și convingerea că prin modificările legislative pe care le-ați punctat, care au fost operate prin legea 321, se vor reduce cazurile de revictimizare prin acțiuni de urmărire penală sau acțiuni în instanță care duceau la revictimizare, fiind instituite acele garanții suplimentare atât la etapa audierii, cât și garanții suplimentare în partea ce vizează confruntarea. La fel, acest proiect de lege vine să reducă acele situații de revictimizare pentru copiii care sunt victime sau martori la cazurile de violență în familie și alte infracțiuni care se includ în violența de gen. Accesul la justiție a femeilor și conjugarea eforturilor din partea profesioniștilor nu ar fi posibilă fără implicarea
comunității internaționale care au un rol activ și foarte important în prevenirea și combaterea violenței. Invităm pentru cuvânt de salut pe excelența sa, ambasadorul Kent Loxton, ambasador al Statelor Unite. Excelență, vă invităm! Doamnă ministră Revenco, stimați colegi. Dumneavoastră, astăzi, în cadrul campaniei 16 zile de activism împotriva violenței în bază de gen. În acest an, campania are o conotație specială pentru că sărbătorim un an de la ratificarea Convenției de la Istanbul de către Republica Moldova. Aș dori să mi exprim recunoștința față de toți cei care ați lucrat pentru a promova drepturile omului și a proteja femeile împotriva violenței. Prevalența violenței împotriva femeilor în întreaga lume pune în pericol sănătatea femeilor, limitează participarea acestoria în societate și afectează creșterea economică. Prioritatea noastră trebuie să fie prevenirea violenței în bază de gen. Dar atunci când aceasta totuși are loc, trebuie să ne asigurăm că supraviețuitorii sunt tratați cu compasiune și respect, și ca îngrijirea și reabilitarea lor le permit accesul deplin la justiție fără revictimizare. Activitatea noastră de astăzi va examina domeniile în care sistemul de justiție poate fi îmbunătățit pentru a asigura o abordare orientată spre supraviețuitor. În ultimii 10 ani, Statele Unite au un parteneriat cu Moldova pentru a oferi un sprijin susținut și a promova abordare inovatoare în combaterea violenței domestice și în bază de gen. Cooperăm cu doamna ministră Revenco pentru a deschide anul viitor primul centru de justiție familială în Moldova. De asemenea, stabilim echipa de răspuns rapid pentru a asigura un sprijin integral supraviețuitorilor și a preveni revictimizarea acestora când accesează justiția. Mă bucur să fiu împreună cu partenerii noștri astăzi și să afirm angajamentul Statelor Unite de a proteja drepturile femeilor și fetelor. Suntem mândri să fim alături de dumneavoastră în lupta împotriva violenței domestice și în bază de gen. Mulțumesc! Mulțumim mult, excelență! Un rol deosebit de important în prevenirea și combaterea violenței, dar și susținerea femeilor și fetelor de Republica Moldova pentru a obține acea egalitate și a elimina discriminarea, o are UN Women Moldova, care pe parcursul acestor ani a dezvoltat mai multe proiecte, ce a facilitat atât accesul la justiție a femeilor, cât și abilitarea economică. La fel, proiectele implementate de UN Women Moldova s-au axat și pe consolidarea capacităților reprezentanților grupurilor de profesioniști care facilitează accesul la justiție a femeilor și fetelor. Invităm în continuare pentru cuvânt de salut pe doamna Dominica Stoianoska, reprezentantă de țară UN Women Moldova.
Doamna secretar de stat, stimat ambasador and colegi, and pretty much here is where I... Și aici închei discursul în română. Mi-e un pic rușine față de domnul ambasador, dar vreau să vorbesc în engleză în continuare pentru a reuși să-mi transmit mesajul. Mă bucur să mă aflu aici și am să încep cu o cifră șocantă, cu adevărat. În 2021, 41.000 de femei și fete în lume au fost ucise de partenerii de viață sau membrii de familie. Deci 40.000 din Republica Moldova. Și respectiv vedem că majoritatea omorurilor au loc în afara gospodăriilor, dar când vine vorba de femei și fetițe, asta se întâmplă anume în familie. Războiul din Ucraina, criza energetică, criza economică duc la sporirea violenței contra femeilor. Aceasta este o experiență care s-a întâmplat pe parcursul pandemiei COVID-19 și ne temem că se va întâmpla din nou acum în virtutea acestor noi crize. Violența împotriva fetelor și femeilor este cea mai vădită încălcare a drepturilor omului în lume. Violența persistă, afectează fetele, femeile, întregi familii, se distrug familiile, se distrug comunitățile și este afectată societatea. Vorbim despre accesul efectiv la justiție, pentru că acesta este un instrument foarte important în sistemul de protecție a drepturilor omului. Convenția cu privire la eliminarea tuturor formelor de discriminare subliniază că pentru ca supraviețuitoarele să se bucure de egalitate a drepturilor omului, este foarte important să fie politicile și cadrul legal, dar de asemenea trebuie să fie și implementate prevederile. În ceea ce privește accesul la justiție, vorbim aici despre implementarea unui șir de măsuri, modificări legislative pentru a ne asigura că violența împotriva femeilor și violența în bază de gen sunt definite ca infracțiuni. Trebuie să ne asigurăm că există proceduri în ceea ce privește condamnarea celor vinovați și reabilitarea victimelor. Echipa de răspuns este o componentă importantă în acest sistem. Nu avem date multe la nivel global în acest sens recent, dar se pare că mai puțin de 11% din cazurile raportate se termină cu o condamnare. Astfel, începând cu norme, stereotipuri, lipsa de informație, lipsa unui cadru legal, lipsa accesului la justiție, lipsa de consiliere, lipsa instruirii reprezentanților organelor de drept, a judecătorilor și a procuratorilor, o abordare necoordonată, etc., duc la revictimizare și vreau aici să aduc pe masă câteva elemente informaționale care vin din rapoarte, întrucât Republica Moldova a ratificat Convenția de la Istanbul, este important să menționez aceste aspecte. Deci, Comitetul Grevio zice așa. Deci, există o lipsă de proporție între cauzele raportate la poliție și cauzele pe care există o condamnare. Și de ce se întâmplă asta? Bine, se pare că există o lipsă de înțelegere a violenței împotriva femeilor pe parcursul investigației. Nu are mărturia victimei o valență
propice în cazul investigației. Și alți factori, de asemenea, contribuie la acest fenomen. Și aceste rapoarte vin din Franța, Spania și alte țări din Europa. Unul din experții Grevio a subliniat un exemplu din Portugalia, acolo unde 30.000 de cazuri de violență au fost raportate la poliție, iar rata de condamnare în acest sens a fost de 7%. Această rată scăzută de condamnare erodează încrederea victimelor în sistemul de justiție criminală. Putem încuraja femeile să raporteze cazurile de violență, dar dacă procesul de judecare, de investigare și condamnare are lacune, atunci, desigur, oamenii pierd încrederea. Modificările legislative recente sunt importante și întrucât suntem în această campanie de 16 zile, trebuie să vedem cum putem împreună fortifica sistemul de justiție. Noi ne străduim permanent să sensibilizăm populația cu privire la faptul că violența care era cândva considerat un lucru normal, acum constituie o infracțiune. Vrem o abordare integrată. Vrem să ieșim din acest ciclu de violență și, din păcate, trebuie să admit că nu am realizat suficienți pași în ceea ce privește accesul la justiție. Trebuie să vedem ce putem face în continuare. Va fi partajată informația cu privire la lucrul depus de colegii mei, precum și de reprezentanții Consiliului Europei. Și trebuie să vedem în continuare ce putem face împreună pentru a depăși provocările și barierele care pot fi deduse din concluziile Comitetului Grevio. Deci ce putem face pentru a preveni revictimizarea și pentru ca femeile să fie mai dornice sau mai pregătite să raporteze aceste cazuri de violență și să nu fie descurajate de la a raporta prin o rată mică de condamnare. Vă mulțumesc! Procesul echitabil și accesul la justiție a devenit realitate pentru femeile și fetele din Republica Moldova, inclusiv datorită proiectelor implementate de PNUD Moldova. În continuare, pentru cuvânt de salut, invităm pe doamna Andreea Cuziova, reprezentantă rezidentă interimară UNDP Moldova. Bună ziua! Excelențe! Doamna Popa, doamnă secretar de stat, dragi colegi, doamnelor și domnilor, sunt încântată să fiu la acest eveniment astăzi, unde discutăm accesul la justiția femeilor victime și supraviețuitoare a violenței în bază de gen. Această discuție este importantă în orice moment al timpului, așa cum au zis și antevorbitorii. Dar astăzi este cu atât mai important, întrucât ne aflăm în această campanie de activism de 16 zile împotriva violenței în bază de gen. Avem acum oportunitatea de a ne uni puterile pentru a pune capăt violenței și discriminării împotriva femeilor și fetelor. Violența împotriva femeilor și fetelor este un fenomen devastator și nu are loc doar în Republica Moldova, ci la nivel de glob. După cum a menționat și secretarul general al ONU recent, aceasta este o pandemie din umbră care afectează una din trei femei la nivel global. Și această cifră este doar vârful icebergului, probabil, întrucât sunt multe cazuri care rămân neraportate. Impunitate, stigmă, prejudiciu, prejudecățile, astea sunt flagelurile care înconjoară violența în bază de gen. Și Republica Moldova nu este o excepție aici. 2 din 5 femei, 40% spun că au trecut prin violență
sexuală sau fizică din partea unui partener sau non-partener de la vârsta de 15 ani. Frica, lipsa de încredere în ceea ce privește poliția, în ceea ce privește lucrătorii sistemului medical, lipsa resurselor financiare, sunt bariere în ceea ce privește accesarea serviciilor în domeniu. Chiar și la raportarea cazurilor de violență se pune sub întrebare succesul aducerii infractorului în fața justiției. Astfel, este foarte important să identificăm acțiuni pe care le putem întreprinde în comun și să identificăm un răspuns viabil împotriva violenței în bază de gen. Avem nevoie de un răspuns comprehensiv și anume de aia un dialog cum este cel de azi este foarte important. Este important ca toți să înțeleagă lacunile legislative, procedurale și de capacitate. Este foarte important să învățăm din lecții, din practicile bune și să co-creăm soluții viabile pentru a depăși barierele în calea accesului la justiție. PNUD-ul susține partenerii naționali și locali în abordarea violenței în bază de gen. Noi am susținut și susținem servicii criminalistice, contribuim la îmbunătățirea capacităților sistemului de justiție de asemenea și remediile pentru femei, inclusiv și pentru refugiate. Deci, acum și întotdeauna, reiterez angajamentul asumat de PNUD pentru a continua cooperarea cu partenerii internaționali, cu autoritățile locale și naționale, cu sectorul privat și societatea civilă spre identificarea soluțiilor prin care să depășim violența în bază de gen în Republica Moldova. Vă mulțumesc tuturor pentru colaborare și această colaborare este nu doar pe parcursul acestor 16 zile de activism, ci permanent și suntem dedicați spre a crea o societate mai echitabilă și justă în Republica Moldova. Mulțumesc! În continuare vom invita vorbitorii din cea de-a doua parte a atelierului. Cu adevărat, standardele internaționale și bunele practici internaționale ne ajută să consolidăm sistemul de justiție din Republica Moldova și să facem ca răspunsul sistemului de justiție să fie mai aproape de nevoile fetelor și femeilor afectate de violență. Ne-am propus în prima parte a celui de-a doua, acelei de-a doua sesiuni să vedem și să prezentăm și dumneavoastră care sunt bunele practici în asistența victimilor violenței de gen în Statele Unite ale Americii și o invităm pentru discurs pe doamna Mel Flanagan, judecătoare în statul Wisconsin, Statele Unite. Mel a activat peste 30 de ani în justiția din Statele Unite, ocupând atât funcție de procuroare cât și judecătoare. La moment, Mel este cercetătoare și reprezintă mediul academic. Cum sunt protejate femeile și fetele afectate de violență în Statele Unite și care sunt bunele practici în eliminarea violenței, ne spune doamna judecătoare Mel Flanagan. Vă rugăm! Okay, I think I've had an effect. People are leaving. I'm not sure. Aha, văd că oamenii pleacă. Sper că nu e efectul meu. Dar mă bucur să mă adresez celor care au rămas și vă mulțumesc pentru prezentare. Eu, într-adevăr, am fost în sectorul de justiție o perioadă lungă de timp și am învățat permanent despre noile direcții și noi vectori pe care îi putem aborda. Am fost judecătoare pe parcursul a 23 de ani și
m-am ocupat de cazuri de violență în familie, precum și abuz a copiilor. Am fost și procuror până a deveni judecător și m-am ocupat în această calitate de același tip de cauze. Am călătorit în multe țări în virtutea profesiei, în calitate de cercetător. Când am început eu în calitate de procuror, în calitate de judecător, nu aveam parte de toate cunoștințele și expertiza care este disponibilă la moment și încercam din răsputeri să înțeleg ce trebuie să fac pentru victime. Eu am două fiice și pe atunci ele mergeau la școală și aveau o regulă foarte elementară în această școală. Corpurile nu sunt pentru a fi lovite. Și era o regulă foarte simplă pe înțelesul copilașilor de grădiniță, de școală primară. Oricând, în orice moment, când cineva vroia să lovească pe altcineva, educatoarea le spunea: corpul nu este pentru a fi lovit. Și copiii înțelegeau această regulă. Și în același timp, ani la rând, am stat în instanță ascultând adulți care se par că nu înțeleg această regulă și nu înțelegeam de ce un copilaș poate înțelege și un adult nu poate înțelege. Copiii trăiau cu această regulă și au crescut și au continuat să trăiască cu această regulă și aveau înțelegerea cu privire la faptul cât de important este să respecti altul om și să nu-i provoci daune. Mă bucur să văd devotamentul din această încăpere, dedicația față de această cauză și în Republica Moldova au fost realizate multe aspecte importante în acest sens. Mă bucur să aud despre modificările legislative și chiar sper că va fi format acest centru pentru victime și victimizarea. Nu este un fenomen care se răsfrânge doar asupra victimii. Deci este vorba despre familie, prieteni, colegi, comunitate, cu toții suferă și, într-adevăr, este vorba despre o pandemie. Și continuă să fie o pandemie. Și noi lucrăm din greu, facem atât de multe, peste tot și în același timp ne confruntăm cu aceleași probleme. Victimele continuă să vină. Eu nu sunt cercetător prin formare, dar predau la universitate, predau pentru judecători, pentru procurori, pentru profesori, pentru studenți de drept și călătoresc în țările Europei de Est și în multe altele, anume cu scopul de a înțelege de ce nu am găsit încă răspunsul corect, soluția acestui flagel. Și eu cred că trebuie să începem cu începutul. Deci acest flagel ia naștere în familie atunci când copiii poate nici nu știu să vorbească încă, poate încă beau lăptic din sticluță, dar deja știu ce e aia frică și știu cum se aude o lovitură și creierul unui copilaș este foarte deschis pentru noi idei, este ca un burete, absorbe totul din prejur și absorbe inclusiv aceste frici. Și aceste frici devin parte a vieții adulte. În ceea ce privește cercetarea, lucrările științifice, acestea ne spun că infractorii, persoanele care săvârșesc asemenea abuzuri, 90% din ei primordial sunt, deci, evident, bărbați și 90% din acești bărbați au crescut în familii unde era prezentă violența. Și crescând,
au învățat că așa ești bărbat, așa deții putere și control. Au învățat aceste lecții în familie și ulterior le-au adoptat și le-au implementat în viața lor de adulți, în familiile lor. Și ulterior au ei copiii și transmit aceste lecții de violență următoarei generații. Și iată de ce este atât de greu să luptăm cu acest flagel, pentru că el se dezvoltă mai repede decât putem noi lupta cu el. Și problema este că noi chiar suntem în curs de a pierde această luptă. Încotro o luăm de aici? Care sunt pașii următori? Ce va funcționa? Ce trebuie să facem acum? Aceste întrebări și le-au pus și antevorbitorii mei. Și eu vă zic, cred că trebuie foarte simplu să oprim violența. Este un lucru simplu, nu? Sau cel puțin statuat simplu. Noi, din păcate, totuși gestionăm simptomele și nu problema. Dacă chiar vrem să producem o schimbare, dacă chiar vrem să aducem justiție pentru victime, pentru supraviețuitori, pentru întreaga comunitate, atunci trebuie să abordăm sursa. Trebuie să oprim această violență și eu nu pot să zic că se va întâmpla peste noapte sau este vreo soluție perfectă în acest sens, dar sunt căi pe care încă nu le-am încercat și totuși care au fost găsite eficiente în lucrări științifice, în cursul cercetărilor. Vreau să vorbesc despre câteva din astea. 6-7 ani am lucrat într-o instanță care se ocupa doar de cauze de violență în familie. Am văzut mii și mii de astfel de cauze și în cadrul instanței date făceam publice dosarele pentru oamenii de știință, pentru ca aceștia să poată analiza procesul și să vadă unde este problema. Deci pot să vă zic totuși doar despre câteva idei în acest sens. Și în primul rând, trebuie să protejăm copiii acasă. De la 0 la 5 ani, copiii absorb foarte multă informație și dacă în acest răstimp se găsesc în centrul violenței, atunci asta este ceea ce vor deprinde. Băieții care cresc în violență au un risc înalt să devină violenți la rândul lor în viața matură, iar fetițele care cresc în violență învață să tolereze acest fenomen care a fost normalizat în copilăria lor. Și anume, de aia, mulți nu raportează și continuă să trăiască în aceste circumstanțe. Astfel, învățătorii, educătorii sunt primul element de răspuns aici. Ei trebuie să înțeleagă că nu este ok ca un copil să se afle în aceste circumstanțe. Și trebuie imediat de abordat un asemenea caz cu foarte multă seriozitate. Este nevoie de o abordare la nivel de comunitate. Și dacă în familie copilul este cumva implicat în violență, atunci asta este problema comunității, nu doar a familiei. Și trebuie să identificăm cauzele cele mai severe, să lucrăm la ele efectiv, eficient și corespunzător. Și pentru a face acest lucru, trebuie să atingem o cooperare mai bună cu victimele și cu martorii pe cauze. Multe victime sunt reticente în a vorbi cu poliția, nu vor să raporteze, dar sunt sisteme în care s-a lucrat
la sporirea cooperării din partea victimelor, astfel încât victimele să capete mai multă încredere în sistem și să sporească numărul de raportări și ulterior de condamnări. Și pot să vă zic că în lume sunt puține state în care mai mult de 10% din cauzele raportate merg în instanță și sunt condamnate. Deci, cifrele din Moldova, în acest sens, nu sunt cele mai rele, dar este loc și de mai bine. Judecătorii, procurorii, poliția, toți ne spun că victimele nu vor să coopereze. Trebuie să lucrăm în acest sens, dar pentru a o face trebuie să înțelegem cum trauma afectează o victimă sau un martor. Dacă victimei îi e dificil să vorbească cu dumneavoastră, probabil e pentru că a suferit o traumă care i-a afectat creierul, memoria, și asta poate fi probat în instanță. Faptul că victima are pierderi de memorie, faptul că nu-și poate aminti ce s-a întâmplat, asta este des întâlnit la persoane care au trecut prin traumă. Deci, în instanță poate fi invitat un psiholog care să spună că, uite, aceste goluri în memorie nu sunt o dovadă a faptului că omul minte, ci este un rezultat direct a ceea prin ce a trecut persoana dată. Dar, din păcate, această practică de a invita psihologul nu este una răspândită. De asemenea, când ascultați un martor, îl puteți convinge să vă ofere mai multă informație dacă ați trecut printr-o instruire în ceea ce privește audierele cu persoane care au trecut prin traume. Victima, martorul, nu trebuie să se simte iarăși cumva constrânsă la a da depoziții. Trebuie cumva să îi ajutăm să-și recupereze memoria, dar în niciun caz să-i facem să se simte constrânși sau forțați. Deci, nu trebuie să adaptăm comunitatea celor abuzați la modul nostru de a face lucruri, ci viceversa. Și cercetările arată că asta îmbunătățește statistica și situația atât a practicienilor în domeniul dreptului, cât și a victimelor. Mai este un domeniu care se numește protocoalele de evaluare și anume cei care vin, dacă sunt chemați acasă din cauza violenței, e vorba de o plângere sau se aud zgomote, și cei din prima linie care vin, deci pot să utilizeze un sistem care a fost dovedit eficient și se analizează 11 întrebări de pe o listă și dacă toate aceste întrebări sau cel puțin 7 au răspunsuri pozitive, dacă victima răspunde pozitiv la aceste întrebări, acesta este un caz unde probabilitatea este foarte înaltă pentru femicidului. Sau. Și cunoaștem că dacă utilizăm cercetările, putem să țintim cazurile, cauzele care trebuie să fie promovate foarte rapid și analizate foarte grijuliu și aceste persoane trebuie să fie separate în mod eficient dacă vrem să eliminăm încă un omicid. În statul Maryland, în primul an făceau această analiză și rata de omicid pentru femei de către partener a scăzut cu 25% după ce au aplicat această schemă. Deci 25% de persoane care aveau familii și au continuat să trăiască și nu au decedat. Deci a fost o modalitate foarte eficientă de a lupta în acele cazuri care au putut să se termine cu omicid.
Și este un domeniu de corecțiuni care este utilizat, care este utilizat în sentințele de probațiune sau în sentințele de corecție, care se numesc BIP, programe de intervenții îmbunătățite, BIP. Și acest program se bazează pe cercetări referitor la istoria inculpaților și copilăria lor. Și am lucrat 30 de ani cu copii în instanță și n-am văzut niciodată un copil care să fie născut rău, să fie rău din naștere. Întotdeauna copiii sunt buni, dar evident că nu se naște nimeni vine pe lume și zice că eu vreau să-l bat, nu știu, pe colegul sau pe colega mea. Deci trebuie să revenim la copilăria persoanei și să vedem că copiii aceia au fost speriați, că li s-a făcut rău, că li s-a făcut rău fraților, surorilor lor, că nu știau ce să se întâmple, că poate că mama lor a fost ucisă și ei a trebuit să trăiască prin această experiență toată viața lor, după care trebuie să înțelegem că ei nu doresc această viață să o aibă și partenerilor sau copiilor și a trebuit să-și scrie întreaga viață, scenariul de viață. Și lucrul ăsta nu funcționează chiar pentru toți. Nu se soluționează 100% din cazuri, pentru că oamenii rămân oameni, dar totuși funcționează într-o mare măsură. În unele cazuri lucrează cu jumătate din persoanele, funcționează pentru jumătate persoanele care participă în acest program. Și lucrul ăsta înseamnă ceva. Și acele persoane altfel ar fi continuat să creeze mult mai multe victime. Și noi sperăm că aceste programe i-au ajutat și ei nu vor continua să facă acest lucru. Erau oameni pe care eu nu îi recunosc mergând în stradă, că am participat cu foarte multe persoane și îmi spuneau oamenii în stradă, uite, eu am ajuns să lucrez, să iau serviciul acela pe care mi l-ai recomandat tu. Și pentru că a funcționat atât de bine acest program BIP, am decis să continuăm cu el. Și multă lume îmi spunea că le-a făcut bine acest program. A venit odată o femeie la mine și a zis, uite, persoana aceasta spune adevărul. Pentru că dacă el ar fi revenit comportamentul rău pe care îl avea anterior, eu nu aș mai fi stat cu el împreună. Deci era vorba de soția unui participant în astfel de program. Deci, dacă vorbim despre această perioadă de 16 zile, eu nu o să mă aflu aici toată această perioadă de 16 zile, dar noi am făcut și ați făcut dumneavoastră foarte multe lucruri bune și trebuie să fiți mândri de acest lucru pe care le-ați creat în cadrul instituțiilor dumneavoastră, în parteneriate, în cadrul societății civile, toți faceți lucrurile care trebuie făcute. Dar ce trebuie să facem acum e să ne gândim la viitor și să ne gândim la cum să stopăm, cum să oprim și să reducem violența. Și iată unde trebuie să ne concentrăm eforturile, pentru că în caz contrar o să continuăm să avem de-a face cu oameni a căror vieți sunt deteriorate și trebuie să-i ajutăm să-și continue viața. Dar de ce să avem mai multe victime dacă avem modalități de a opri acest fenomen? Deci vă rog să vă gândiți la aceste opțiuni, dar și la alte opțiuni posibile despre care probabil veți auzi, care să soluționeze problema, să se focuseze pe problemă și nu doar pe impactul și efectul problemei, dar pe problema propriu-zisă. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenția dumneavoastră. Judecătoare, pentru acest discurs, cu adevărat ne-am dorit și noi foarte mult ca și în Republica Moldova toți adulții să țină cont de cel principiu pe care l-ați enunțat dumneavoastră și anume, care îl știu copiii, că, virgulă, corpurile nu sunt create ca să fie bătute. Și vreau să punctez și mulțumim că ați punctat încă o dată că trebuie să ne conjugăm eforturile toți împreună ca să e protejăm viețile femeilor, fetelor care sunt afectate de violență și să le ajutăm să trăiască. Cum sunt protejate prin intermediul ordonanțelor de protecție în Republica Moldova femeile și fetele victime a violenței în familie, ne vorbește domnul judecător în judecătorie Chișinău, domnul Gheorghe Stratulat. O să rog vorbitorii, pentru că suntem în direct, să respecte timpul de 7 minute acordat. Poftiți, domnul judecător!
la acest capitol de ponimentată străduință. Bună ziua! Ora ta existență, stimați organizatori, vreau să vă mulțumesc pentru invitație și mă bucur mult pentru oportunitatea de a expune o viziune asupra procedurilor judiciare civile privind examinarea cauzelor de emitere ordonanței de protecție pentru victimele violenței în familie. Deci, contribuția judecătorilor în vederea preîntâmpinării cazurilor de violență asupra femeilor poate avea loc sub două forme, și anume prin interpretarea și aplicarea corectă a legii. Spre deosebire de sistemul de drept common law, unde inclusiv judecătorii au împuternicirea de a crea sau modifica dreptul, sistemul de drept continental, din care facem parte, este unul mult mai restrictiv în acest sens. Noi aplicăm direct legile adoptate de către legislativ, motiv pentru care suntem numiți formaliști sau legaliști. Totuși, aplicarea legii nu are un caracter formal și simplist, dar pornește de la anumite procedee de interpretare. Cazuistic, legea poate fi interpretată conform sensului gramatical al cuvintelor, locului amplasării în textul legii sau alte metode generale acceptate. Aici vreau să spun că, în dependență de modul de calificare a procedurilor judiciare pentru un anumit litigiu, judecătorul va organiza întreg procesul de judecată. Dacă să urmărim reglementările legale referitor la procedura civilă de examinare a ordonanțelor de protecție pentru victimele violenței în familie, observăm că încă de la momentul adoptării din anul 2007 până în anul 2018, circa 11 ani, legiuitorul a inclus-o în categoria procedurilor necontencioase. Aceste proceduri prezumă lipsa existenței unui litigiu de drept. Probabil toți am fi de acord că nu putem admite, sau nu, da, nici nu ne putem imagina o situație când o persoană s-a adresat pentru a beneficia de protecția statului împotriva violenței la care este supusă, fără a avea un litigiu sau un conflict cu cineva. Respectiv, în anul 2018, legiuitorul a fost destul de consecvent și a fost modificată legea, astfel în conținutul codului de procedură civilă, compartimentul ce reglementează procedura de emitere a ordonanțelor de protecție pentru victimele violenței în familie, a fost schimbat cu locul în categoria procedurilor contencioase, procedură, de fapt, care întrunește în mod veritabil toate elementele și componentele sale. Categoria procedurii la care putem să includem ordonanța de protecție nu este indicată de către legiuitor, astfel judecătorii urmează să decidă asupra modului de desfășurare a procedurilor judiciare. Spre deosebire de absolut toate procedurile judiciare care le avem într-un proces civil, această procedură este una de urgență. La nivel jurisprudențial a fost dezvoltat un principiu pe care eu îl numesc principiul de evaluare a pericolului real. Deci, în cazul existenței unui pericol real al victimei de aplicare sau de supunere a violenței, sunt justificate oricare acțiune ale judecătorului, chiar dacă acestea ar fi într-o primă aparență în contradicție cu legea. Prin urmare, în situația în care o cerere de aplicare a măsurilor de protecție nu ar fi semnată sau ar fi semnată de către o altă persoană decât cercul celor care legea admite, sau ar fi depusă cu încălcarea competenței instanței de judecată, sau nu ar întruni oricare alte exigențe de formă sau conținut, nu este justificat refuzul de a pune pe rol o asemenea cerere sub nicio formă. Prin urmare, accesul la justiție a victimelor violenței în familie, cred eu că ar trebui să fie considerat un drept absolut. Și judecătorul, în limita timpului
procedurilor sau limita temporală destul de extinsă, ar urma să verifice nemijlocit prin expunere, prin ascultarea poziției victimei asupra circumstanțelor cauzei. Dacă se fac cu titlul general o apreciere asupra eficienței procedurilor de aplicare a măsurilor de protecție pentru victimele violenței în familie, atunci, în cadrul procesului civil, prin soluția judiciară se stabilesc anumite obligații negative pentru agresor, încălcarea cărora determină, pentru încălcarea cărora survine răspunderea penală. Părerea mea este că este un mecanism destul de eficient. Ne ajută să monitorizăm agresorul în toată această perioadă prin măsuri destul de eficiente și undeva stabilește o, poate o presiune asupra sa de a nu admite violență, în caz contrar va survine răspunderea penală. Numărul mare de cereri aflate pe rolul instanțelor de judecată ne vorbește asupra faptului că acest mecanism este unul destul de eficient. La fel, salutăm și contribuția asociațiilor obștești care consultă părțile în acest domeniu și care reușesc să depună cereri în numele victimelor destul de bine argumentate și solide la nivel de probatoriu. Vă mulțumesc, cam asta a fost generalizarea și sper că am reușit în timpul preconizat. Mulțumesc! Mulțumim, domnul judecător. Cu adevărat, ordonanța de protecție vine să protejeze victimele, dar și să descurajeze agresorul. Domnul Stratulat a punctat acel plus de protecție pe care îl avem pentru victimele violenței în familie, și anume instituirea mecanismului de monitorizare electronică a agresorilor, care a sporit încrederea victimelor și victimelor violenței în familie în justiție și încrederea că vor fi protejate prin acest instrument. Însă, descurajarea agresorilor să comită acte de violență se face inclusiv prin intermediul procedurilor penale, respectiv îl invităm în continuare pe domnul Marian Tomic, procuror în Procuratura Generală. Domnul Tomic activează în procuratură mai mult de 20 de ani, mulți înainte, domnul procuror, și în continuare ne va vorbi despre cum, care sunt acele remedii pe care le pot obține victimele violenței în familie și a violenței de gen prin instrumentele oferite de procuratură. Domnul Tomic, vă rugăm. Bună ziua! Vă mulțumesc pentru invitația de a participa la acest eveniment dedicat unui subiect extrem de important pentru societatea noastră și cred că și întreaga lume. Cunoaștem, violența domestică este un fenomen complex și ea poate lua mai multe forme. Reprezintă o problemă persistentă atât pentru societatea noastră, cât și pentru multe alte țări, chiar și din țările Uniunii Europene. Având în vedere amploarea și impactul negativ al fenomenului violenței în familie, consider că se impune necesitatea adoptării și implementării unor măsuri sistemice racordate la standardele internaționale în domeniu. Aici am în vedere în particular la Convenția Istanbul, inclusiv la recomandările care sunt ale Comitetului ONU pentru eliminarea discriminării împotriva femeilor. După adoptarea legii numărul 45 cu privire la prevenire și combaterea violenței în familie și inserării prevederilor articolului 201 prim în cod penal, violența în familie, Procuratura Generală anual generalizează starea de fapt a activității Procuraturii în domeniul combaterii violenței în familie. Concomitent, Procuratura Generală, având o poziție, o atitudine proactivă față de combaterea acestui fenomen, acordă în permanență o atenție deosebită practicii aplicării prevederilor legislației în domeniul prevenirii și combaterii violenței în familie, asigurării respectării drepturilor intereselor victimelor violenței în familie, garantării accesului efectiv la justiție și protecția acestora. La fel, orientează procurorii, reprezentanții organelor de urmărire penală
cu referire la excluderea practicilor predominate de formalism, orientează la neadmiterea impunității, la întreprinderea măsurilor prompte atunci când actorii justiției examinează sesizările cu privire la violență în familie și sigur că și la aplicarea sancțiunilor eficiente, proporționale și disuasive în privința făptuitorilor în funcție de gravitatea încălcărilor comise, așa cum prescrie Convenția de la Istanbul. În vederea preocupării pentru prevenirea și combaterea eficientă a violenței în familie, din perspectiva respectării drepturilor fundamentale ale omului consacrată la nivel național și internațional, scopul aplicării corecte, uniforme și legislației domeniu, Procuratura Generală, pe parcursul anilor, a elaborat mai multe acte la nivel instituțional, și anume, prin ordinul Procuror General numărul 31/28 din 30.07.2018 și numărul 30/8/1 din 20.04.2022, a fost aprobat și respectiv modificat planul operațional al Procuraturii în vederea executării planului de acțiuni pentru anii 2018-2022 privind implementarea strategiei naționale de prevenire și combatere a violenței în familie față de femei și a violenței în familie pentru anii 2018-2023, care cunoaștem că a fost aprobată prin hotărârea Guvernului numărul 281 din 30.03.04.2018, care are drept scop consolidarea mecanismului de protecție și asistență victimelor violenței în familie și față de femei. Totodată, Procuratura Generală a întocmit mai multe recomandări metodice ține de implementarea legislației cu privire la prevenirea și combaterea violenței în familie. Și anume, au fost elaborate și emise în anii 29 martie 2012, 16 iunie 2017 și 27 iunie 2020. La 29 iunie 2021, Procuratura Generală a elaborat recomandări metodice privind practica punitivă în cauzele penale de violență în familie. A fost la fel elaborată circulara privind implementarea legii numărul 144 din 14.10.2021 cu privire la ratificarea Convenției Consiliului Europei prin prevenire și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței în familie din 27 octombrie 2021. Totodată, au fost întocmite blanchete cu informații scrise care sunt complexe și conțin referințe privind drepturile părților în proces, compilate de cod de procedură penală, legea privind asistența juridică garantată de stat și legea cu privire la reabilitatea victimelor infracțiunilor, precum cu privire la protecția martorilor și altor participanți la procesul penal. În acest sens, iarăși instituția a venit cu și a aprobat instrucțiuni cu caracter general în 2017, care a fost adresată procuraturilor teritoriale specializate, organelor de urmărire penală din cadrul MISVSCNA, care privede informarea obligatorie a victimelor părților vătămate cu privire la drepturile și obligațiile de care dispun prin înmânarea la etapele corespunzătoare a procesului penal a informațiilor scrise cu inserarea drepturilor. Totodată, în contextul desfășurării campaniei 16 zile de activism împotriva violenței în bază de gen, Procuratura Generală tradițional, anual, emite circulare prin care încurajat implicarea procurorilor în cadrul campaniei, în limitele sigur ca competenței. Prin activități de informare, sensibilizare, inclusiv prin publicații mass media, informații relevante fenomenului combaterii violenței în familie, exploatării și abuzului sexual a copiilor, abordarea tematicii în instituții de învățământ pentru a familiariza copiii despre cadrul legal relevant, posibile sancțiuni în caz de încălcare a legii și aspecte și alte aspecte ce îi pot proteja de consecințe fizice sau juridice nedorite. Scoatem în evidență că procurorii din cadrul Procuraturii Generale responsabil de domeniu, periodic participă la ședințe Consiliului Coordonator Interministerial în domeniul prevenirii și combaterii violenței familiei, care are menirea promovării abordării multidisciplinare a aspectelor de prevenire și combatere a fenomenului de violență în familie, implicând totodată și organele non-guvernamentale specializate în domeniu. În scopul sensibilizării populației cu referire la gravitatea fenomenului violenței domestice, mediatizării cazurilor de rezonanță socială sporită, reprezentanții instituției participă la diferite emisiuni televizate. Plasează pe site-ul Procuraturii Generale cu diferite comunicate cu caracter public de rezonanță și totodată informează instituțiile guvernamentale
non-guvernamentale despre starea de fapt în domeniu. În consecință, relevăm că Procuratura Generală Permanent orientează procurorii la asigurarea aplicării corecte și norme penale, corespunderii acțiunilor acestora conform prevederilor codului de procedură penală, spiritului actelor internaționale, precum și jurisprudenței CEDO, precum și impune sau orientează spre asigurarea eficienței, plenitudinii și timidiciei a investigațiilor. În încheiere, aș vrea să menționez că în cadrul evenimentului am auzit că reprezentanții Instituției Naționale de Justiție, doamna Rina și Ministerul Justiției, sunt în identificarea tematicilor pentru anul viitor, pentru organizarea atelierilor sau seminarilor. V-aș sugera ca idee să organizați o instruire cu referire la implementarea sau interpretarea prevederilor articolul 133 prim, cod penal, ce ține de subiect. Fiindcă această propunere mea reiese din analiza ultimilor spețe situații care au fost identificate în cadrul examinării acestor cauze penale și, cu părere de rău, nu toți interpretează corect aceste prevederi. Vă mulțumesc! Mulțumim mult, domnul procuror. Cu adevărat, este foarte important să avem instruiri pe segmentul subiectului violenței în familie. Eu știu la ce se referă domnul procuror, la un subiect cam sensibil pentru cultura noastră. Era vorba de care este calitatea de subiect a soacrelor. Poate că e un pic așa mai... Da, era vorba, noi am analizat cu domnul procuror mai multe sentințe atunci dacă soacra este sau nu subiect a violenței în familie, atunci când sunt concubini și nu soți. Cu toate că la nivel mondial mai puțin de 40% din femei solicită suport de orice fel când sunt în situații de violență, datele statistice publicate de Inspectoratul General al Poliției ne arată că în ultimii ani avem o creștere a numărului de cazuri de violență raportate către poliție. Aceasta atestă încrederea victimelor în serviciile generale și cele specializate, inclusiv în serviciile oferite de către poliție. În continuare, vreau să o invit pentru discurs pe doamna Nelly Lelenco, șefă a Direcției Ordine Publică a Inspectoratului Național de Securitate Publică, comisară șefă. Doamna Nelly are mai mult de 22 de ani activitate în poliție. A început într-un domeniu care la acea etapă poate mai puțin era specific pentru femei. A început în domeniul investigației, a lucrat în poliție în domeniul investigației infracțiunilor. Ulterior, deja mă cred că aveți 20 de ani de când sunteți în securitatea publică și acordă asistență și suport victimilor violenței în familie. Doamna Nelly, vă rugăm. Onorată asistență, am onoare să vă salut pe toți. Da, acum lucrez la Direcția Ordine Publică și pe lângă domeniul violenței în familie, suntem responsabili și de domeniul siguranță copii, așa că cumva ceea ce spunea doamna judecătoră mi este foarte, foarte aproape și cunosc cât de mult contează educația de mici copii și cât de mult contează familia. Doamna Arina cumva mi-a luat cuvintele, într-adevăr voiam să vorbesc despre tendința asta de raportare. Tot mai multe și mai multe cazuri sunt raportate, făcând analiză multianuală. Am speranța că este datorată atât creșterii încrederii, poate creșterii încrederii în poliție, datorită instruirilor care le-am realizat, inclusiv cu suportul partenerilor, dar și companiilor care le-am realizat în comun pentru a informa societatea despre necesitatea raportării tuturor cazurilor de violență în familie. Deci,
Deși poliția, Inspectoratul General al Poliției, este doar una dintre autorități care este responsabil de domeniul violenței, prevenirea și combaterea violenței în familie, cred că rolul colegilor mei este greu de estimat, pornind de la faptul că ei sunt, sunt primii care identifică, înregistrează, examinează cazurile, au responsabilitatea asistenței și referirii victimilor, inclusiv a victimilor copii, în conformitate cu standardele instrucțiunile naționale. Deci sunt responsabili de lucru cu agresorii familiari în condiții în care servicii pentru agresori nu prea există. Avem responsabilitatea eliberării ordinelor de restricții de urgență și monitorizarea acestora, monitorizarea, supravegherea în comun cu Inspectoratul Național de Probațiune a ordonanțelor de protecție. Deci, și ultima, dar nu mai puțin importantă, realizarea activităților de prevenire la nivel național pe domeniul violenței în familie. Deci, dacă e să vorbesc despre statistici, pentru că așa Ministerul Poliției de obicei vine cu statistici, deci anul acesta am înregistrat 13.050 la 10 luni, am înregistrat 13.050 de adresări ce vizează conflictul în cadrul relațiilor familiale cu aproximativ 1.000 mai multe decât anul precedent. Din acestea, în 1.329 cazuri au fost întrunite elementele constitutive ale componenței de contravenție, conform articolul 78 prim al codului contravențional. În toate aceste cazuri, victime au fost 1.135 femei, 14 copii, 106 victime au fost femei cu copii și 59 au fost bărbați. Deci este, cred că, evident de ce vorbim despre protecția, în special a femeilor, cu referire la violența în cadrul familiei. Dacă e să mă refer la ordinul deci despre competență, practic am vorbit, Inspectoratul General a Poliției a elaborat un instrument care să asigure implementarea competențelor legale ale poliției pe domeniul respectiv. Este vorba de instrucțiunea metodică privind intervenția poliției în prevenirea și combaterea cazurilor de violență în familie. Este ordinul 360 din 2018, dar urmare ultimelor modificări, împreună cu colegii și cu partenerii lucrăm la modificarea ordinului respectiv, astfel ca să-l ajustăm prevederilor cadrului legal. Dacă e să vorbesc despre ordine de restricții de urgență, pe parcursul anului curent au fost emise 4.993 ordine de restricții de urgență. Deci posibilitatea eliberării ordinelor de restricții de urgență o considerăm una extrem de importantă. Este un instrument care oferă posibilitatea asigurării unei protecții imediate pentru victimă prin înlăturarea agresorului din familie și monitorizarea ulterioară a ordinelor de restricție, la fel este reglementată prin procedurile noastre interne. Deci victima este vizitată sistematic de către ofițerul de sector din teritoriul unde domiciliază victima, dar și periodic este ținut contactul și cu agresorul. Spre deosebire de ordinele de ordonanțe de protecție, este mai greu, pentru că atunci când este monitorizat electronic, colegii imediat și se încalcă ordonanța de protecție, colegii de la probațiune imediat ne anunță și putem să intervenim mai rapid. În cazul ordinul de restricții de urgență este mai dificil, putem să ajungem când deja fapta este consumată și deja ordinul de restricție este încălcat. Este o problemă la care trebuie să lucrăm împreună ca să diminuăm riscurile. Ceea ce constatăm noi ca angajați a poliției este mai avem probleme de cooperare la nivel local, spre regret. Avem lipsă de servicii pentru referirea victimilor, la fel vorbesc de nivel local, pentru că nu în orice regiune, nu în orice raion există astfel de servicii și o lipsă enormă avem a serviciilor pentru agresori, pentru asistența și reeducarea agresorilor.
atâta timp cât nu lucrăm și cu agresorii, avem riscurile foarte mari ca să avem recidivă de comportament agresiv în cadrul familiei. Cam astea am vrut să vă le spun, dacă aveți întrebări. Mulțumim mult, doamna Nele. Bărbații sunt primar obligat și responsabil să oprească și să nu tolereze violența bazată pe gen, ne spune Vadim Vieru, avocat Promolex. Vadim este coleg cu mine, suntem avocați. Vadim de mai mult de 10 ani activează în avocatură și apără victimele violenței de gen, dar a fost implicat și în mai multe procese, grupuri de lucru pentru revizuirea și cadrului normativ. Îl invităm pe Vadim să ne vorbească despre importanța asistării victimei violenței de gen din partea avocaților. Vadim, vă rog. Bună ziua, stimați colegi, stimați colegi. Vă mulțumesc foarte mult, în primul rând, pentru invitație și sunt onorat să vorbesc în fața dumneavoastră. O să încep cu anumite remarci care cred că trebuie să le facem noi avocații și, în primul rând, legate de reacția autorităților și efortul tuturor partenerilor ce ține de luptă cu acest fenomen care persistă și, cu păreri de rău, încă să persiste la noi în societate. Este vorba despre violența bazată pe gen. Și aici vreau să menționez colegii judecători, pentru că eu îmi amintesc ce era 10 ani în urmă. Situația era total diferită de ce este astăzi. Colegii procurori, colegii din Institutul Național Justiției care depun eforturi, dar și colegii din autoritățile publice care depun eforturi ca lucrurile să schimbe și lucrurile să se schimbe. Cu toate acestea, avem situații care necesită atenție mai deosebită și eu mă bucur foarte mult, doamna Zizov, că doamna Stoianovska, pentru că un spot care l-ați lansat dumneavoastră este dedicat violenței obstetrice și ginecologice. Eu personal cumva sunt victimă acestei situații de violență, victimă indirectă, specifică, să nu apar glume, acest tip de violență, pentru că mama mea a fost infectată, deci a fost un cumul de violență obstetrică și ginecologică și o situație de malpraxis s-a întâmplat 34 de ani în urmă, și mama mea a fost infectată, deci a fost o șansă de supraviețuire, cum spunea, atunci de 5%. Până la 6 ani, de la prima zi, până la 6 ani, eu am fost crescut de bunica. Deci asta este o situație cu care m-am confruntat personal și care se confruntă cu părere de rău foarte multe femei în Republica Moldova. Și este o chestie destul de dureroasă, pentru că mai am și cazuri care le-am în procedură și foarte dureros când situații care se vorbeau foarte intens câțiva ani în urmă, și o să vorbesc pe un caz concret, pentru că așa un avocat trebuie să discute cu probe, și o să vorbesc pe un caz concret cu probe, care este un caz public și am acordul beneficiarii. Deci situații care se întâmplau câțiva ani în urmă, și aici mai concret este vorba despre anul 2017, ne amintim toți de cauza Maximciuc sau cauza Iaroș, este vorba despre cazul de avortare forțată în instituția medicală. Un caz care a bulversat atunci toată societatea, un caz care a ridicat pe agenda problema violenței obstetrice și ginecologice și care încă este pe rolul instanței de judecată și nu este problema instanței, că este vorba despre, mai departe, lipsa unor mecanisme legale care nu au fost elaborate până atunci ca să luptăm cu această violență. Și m-a determinat să discut despre asta, situația care s-a întâmplat la nenii noi. Și mai ales situația când am fost săptămâna trecută la Spitalul Mamei și Copilului, sau Institutul Mamei și Copilului, cum mai este numit, unde mama fetei care au decedat două săptămâni în urmă, da, și iarăși justiția trebuie să facă treaba, să clarifice ce a fost acolo, a venit copilul în braț și mi-a semnat mandat. Copilul fiicei sale, care, după cum a fost scris în presă, bănuim că este și ea victima violenței
obstetrici și ginecologice și posibil este și caz de malpraxis. Dar iarăși, este instanța de judecat, sunt colegii procurori, sunt colegii judecători. Noi să încercăm doar să facem claritate. Despre cazul Maximciuc. Cazul Maximciuc, păreri de rău, sau doamna care a avortat forțat în instituția medicală, ce s-a mai întâmplat între timp? Doamna a scris o plângere atunci a fost, dacă vă amintiți, promisiuni de la Ministerul Sănătății, în mod special, că tot o să fie bine și situații genul dat nu se mai repete. Situații genul dat s-au repetat și încă bănuiesc că o să se mai repete cu părere de rău. De asta este important ca să fie o intervenție urgentă. Doamna s-a plâns atunci la... a depus o plângere penală, până la urmă a fost refuz. De fapt, a fost pornită, dar a fost clasată cauza urmărirea penală ulterior. Și am fost nevoiți să mergem cu acțiune civilă în instanța de judecată. Este destul de complicat, juriștii vă dați seama, în contextul în care este o soluție pe cauză penală, de genul dat am mers în instanța de judecată cu acțiune civilă, dar cauza este pe rol și nu o să o comentez destul de mult. Ce ține de cauza penală, ne-am adresat în instanțele internaționale, o să fie hotărâre, nu o să fie hotărâre, o să vedem, dar credeți-mă că am criticat destul de mult anumite aspecte care s-au întâmplat. Ce încălcări au fost invocate și care vreau să reiterez și care sper că cei care ne privesc, inclusiv și privesc eu, să decidenți, mă refer, să încerce ca situația să fie rezolvată. O să le citesc direct din actele procesuale. Așa, lipsa controlului și supravegherii în dinamică stării pacientei. Doamna Maximciuc nu a fost vizitată deloc în salonul de spital până la avort și o singură dată după. Vă dați seama, asta pe 13 decembrie 2007 a fost, 2017. Nașterea avort fără medic, asistent și anesteziolog, de fapt avort fără medic, asistent și anesteziolog în toaleta instituției medicale, refuzul de a chema medicul la chemarea pacientei, chiar dacă prezenta complicații legale legate de hemoragie preoperatorie, obligarea de a procura medicamente, obligarea de a contribui la reparația instituției, un fel de fondul clasei. Neglijența în perioada post-avort, Ecaterina a fost obligată să plece acasă la doar câteva ore după avort. Și nu mai vorbim, dar cel mai dureros sunt acele încălcări de ordin etic și deontologic și modul cum comunică personalul medical. Care, apropo, doamna Azizov, le-ați subliniat foarte bine în spotul dumneavoastră, și aici mă refer la expresii de genul ce e asta, nu nici fată, nici băiat, cu referire la produsul de avort. Da? Aici eu decid când vine medicul și când nu, ea că încă nu m-am cheltuit banii pe telefon pentru tine, și multe alte istorii care eu nu este intenția mea să șochez, dar cred că trebuie să vorbim despre asta. Și ca să nu se vorbească că avocații vin doar cu critici, am încercat să formulăm și anumite recomandări care poate sunt generale, dar care poate ar trebui să le discutăm și să fie luate în considerație, pentru că soluții există. Prima, o să le iterez, să fie luate măsuri suplimentare pentru a asigura că prevederile relevante ale Convenției și paragrafele pertinente ale recomandărilor generale 19, 24 și 35 ale Comitetului pentru Eliminarea Discriminării față de Femei, ONU, în legătură cu sănătatea și drepturile productive ale femeilor, sunt cunoscute și respectate de către tot personalul relevant de mediu public și privat, centri de sănătate, inclusiv spitale și clinici. Pentru că, credeți-mă, ei nu le știu. Ei nu le știu nici pe departe. Poate generalizez, dar sper să nu. A doua, revizuirea legislației interne privind principiul consimțământului informat în toate cazurile perinatale și asigurarea conformității acestea cu standardele internaționale privind drepturile omului, standardele medicale, inclusiv Convenția Consiliului Europei privind drepturile omului și biomedicină, așa numită Convenție de la Oviedo, și standardele Organizației Mondiale a Sănătății. Dezvoltarea procedurii de consultare obligatorie a psihologului tuturor femeilor internate pentru avort tardiv sau la termen. Psiholog ar trebui să existe în astfel de cazuri. Și cel mai important, după mine, elaborarea unor proceduri clare de sesizare a erorii medicale și standarde de evaluare acestor erori, precum și stabilirea mecanismelor extrajudiciare de examinare acestui tip de sesizări, cu posibilitatea recuperării danelor materiale și morale.
Eu sincer sper că o să ne mai vedem peste un an, doi, o să vorbim despre cazuri pozitive, dar nu o să fiu nevoit să vorbesc despre cazul care acum l-am în procedură, despre care începem să lucrăm cu alți colegi avocați, cazul de la Nini Noi. Să-mi fie iertat emoțiile, dar după cum m-a subliniat la început, din cauza la situații genul ăsta mai și eu n-am rămas fără mamă. Mersi mult! Mulțumim mult, Vadim, pentru acest discurs și doamna Popa, chiar în rezultat, vreau doar să punctez, mi-a venit o idee, știu că câțiva ani în urmă dumneavoastră aveați un curs, malpraxis medical. Poate că ar fi cazul când, în rezultatul lansării acestei campanii cu referire la violența obstetrică, dar și cu referire la cazurile pe care Vadim le-a menționat, cu toții cunoaștem că noi avem o practică destul de lacunară în partea ce ține de malpraxisul medical și avem multe interpretări atât la etapa de urmărire penală, cât și la judecarea cauzei. Deci propunerea sau ce idee care mi-a venit, poate lansăm în 2023 un curs de instruire cu tematica violența de gen și malpraxisul medical. Acest curs, pe lângă aspectele ce ar viza urmărirea și judecarea cauzelor, ar trebui să abordeze și aspectul ce ține de referirea către serviciile non-guvernamentale cu referire la psiholog, ce puncta Vadim un serviciu foarte important, dar și celelalte servicii de asistență socială și economică, dacă victimele au nevoie. Doamna Zizova, ați vrut să spuneți ceva? Ah, scuzați. Treptat am mers spre servicii și în continuare vreau să o invit pe colega mea de la Centrul de Drept al Femeilor, doamna Daniela Josan, care este coordonatoarea serviciului juridic. Daniela spune, motoul Danielei este că susținem fetele și femeile să acceseze sistemul de justiție de fiecare dată când nu li se face dreptate. Și eu pot să spun din proprie experiență că Daniela de fiecare dată este receptivă și vreau să apreciez și răbdarea fiicii Danielei Loredana, care când eu o sun la ora 8 sau la 9 seara, Loredana stă cu minte și o așteaptă pe mama până rezolvă cazul femeilor și a fetelor. De ce pentru victimele violenței de gen participarea în procesul penal și contravențional este o provocare majoră, pe care de una singură este dificil să o depășească, și cum Centrul de Drept al Femeilor vine să susțină femeile victime a violenței de gen, ne spune Daniela Josan. Daniela, te rog. Bună ziua la toți, mulțumesc pentru această introducere. Da, și scuze pentru emoții. Eu am să încep și am să continui ideea care a lansat-o Vadim și vreau să spun că discursul lui m-a emoționat extrem de mult. Și asta este nu din cauza faptului că noi în Republica Moldova nu avem legi sau nu avem un sistem legal. Este din cauza faptului că noi avem oameni care lucrează în sistem și nu știu dacă sunt demni să reprezinte sistemul nostru. Și asta nu e neapărat despre sistemul medical. Asta este despre sistemul de justiție, asta este despre sistemul de poliție, organe de urmărire penală și așa mai departe. Cu regret, în orice sistem există oameni care nu sunt demni pentru asta. Și este foarte important să atragem la răspundere inclusiv acești oameni, să cunoască că există o lege și legea asta se aplică pentru victime, pentru agresori, dar inclusiv pentru cei care aplică legea. Vreau să vă spun că accesul la justiție pentru femei nu este doar despre poliție, procuratură și instanța de judecată. Este și despre serviciile de asistență psihologică a victimelor, este despre serviciile medicale a victimelor, care la moment nu cred că răspund nevoilor. Da? Din experiență, am să încep cu o experiență practică a Centrului de Drept al Femeilor. Vreau să vă spun că din 2012, Centrul de Drept al Femeilor are un serviciu specializat pentru victimele violenței în familie, pentru femeile afectate de violență în familie. Și vreau să vă spun că noi am început cu
un domeniu strategic de a informa femeile juridic. Noi aveam un consilier juridic și o echipă de avocați care asta făceau. Informau femeile și le ajutau să ajungă și să acceseze sistemul de justiție. Acum, în 2017, noi am ajuns la o concluzie că prezența doar a unui avocat sau a unui consultant juridic pentru ca să încurajeze femeie să ajungă în sistemul de justiție nu e suficient. Această femeie trebuie să fie încurajată, încurajată de comunitate, să aibă acces la un consilier psihologic care să o ajute să depășească trauma, pentru că, în primul rând, o victimă simte un efect post-traumatic care se manifestă prin confuzie, izolare și, în mare parte, o victimă nu tot timpul înțelege ce înseamnă un proces. Și nu-i doar rolul avocatului, nu-i doar rolul polițistului, nu-i doar rolul instanței de judecată. Este rolul serviciilor care vin să ajute victima să depășească mai ușor trauma. Așa că din 2017, Centrul de Drept al Femeilor a luptat foarte mult să aibă un serviciu holistic care să-i răspundă victimei nu doar din punct de vedere juridic, deși noi înțelegem că anume informarea juridică o face pe femeie să fie încrezută că are drepturi și poate lupta pentru ele, dar ca serviciu de susținere oferim asistență psihologică, oferim asistență economică femeilor, luptăm pentru că aceste femei să descopere că au o profesie, că pot câștiga bani și pot deveni independente. Conform statisticilor noastre, peste 80% din femeile care se adresează la centru sunt femei care sunt dependente financiar de agresor, care au copii și principala problemă a lor până acum a fost să facă mâncare, să aibă grijă de copii, să fie spălat și în casă să fie curat. Pentru că dacă asta nu se întâmplă, agresorul vine și spune, te pedepsesc pentru 1, 2, 3, 4. Și în așa circumstanță noi nu ne putem permite, deci nu putem nici să judecăm această femeie care în situații de criză, atunci când ea este lovită, vine și depune o plângere și peste 10 zile și o retrage. Și o retrage pentru că ea nu are cu ce să întrețină copiii, pentru că ea a făcut, știți, pentru o victimă este o mare reușită că a depus o plângere la poliție. Ea se simte luptătoare că a depus o plângere la poliție. Dar ce se întâmplă în sistem după asta? De multe ori femeile sunt descurajate. Da? Noi primim cumva frustrări din partea victimelor care s-au adresat la polițiștii de sector și polițiștii de sector au spus rabdă, că asta nu e violență fizică, că asta e violență psihologică, dar asta noi nu putem să te ajutăm. Și în așa circumstanță, de foarte multe ori, atunci când o femeie decide că vrea să vorbească despre experiența ei traumatizantă, este descurajat. Și aici este rolul nostru, rolul actorilor din justiție, să o încurajăm pentru orice formă de violență. Vreau să vă spun că dacă la capitolul de violență fizică noi stăm foarte bine cu constatarea faptului de violență în familie, constatarea vătămărilor corporale, sau stăm bine în orice caz, când vorbim despre violența psihologică, când vorbim despre violența economică, eu cred că noi mai avem foarte mult de lucrat anume la acest capitol, pentru că femeile care sunt astăzi victime a violenței psihologice și economice, eu nu știu dacă ele au acces la un sistem de justiție efectiv, rapid, care să-i poată răspunde la necesitățile lor. Un proces penal, contravențional sau civil înseamnă pentru toate femeile afectate de violență în familie, o șansă de a rupe cercul de violență în familie. Tot timpul. Nu vă puteți imagina fericirea unei femei care vine la noi și spune, da, știți cum judecător a vorbit cu el? Da, lui i-a spus că violența asta nu se acceptă, da, i-a dat ordonanță, da, să vedeți cu ce față avea când i-a pus mecanismul ăsta de monitorizare. Ea se simplă încurajată, încurajată că cineva, adică nu cineva simplu, dar însă judecător, polițist, i-a dat crezare, chiar dacă ea poate cumva era neîncrezută în dacă este adevărat sau nu. Multe femei vin și spun, uite, am fost bătută. De ce? Ei, știți, am fost bătută că n-am făcut curat.
Ok, ai fost bătută, nu-i bine. În generic, ești obligat să faci asta la fel, nu-i bine, da? Dar ele simt și vinovăție, pe lângă faptul că au fost bătute, ele simt vinovate că au fost bătute pe drept, într-un fel, da? Informarea lor, informarea despre drepturile lor, despre dreptul de a depune o plângere, despre ce se întâmplă după, este foarte, contează foarte mult pentru dânsele, pentru stabilitatea lor. Pentru că, în mare parte, victima are un comportament instabil și ăsta este un efect post-traumatic. Da? Femeia asta trăiește în stres, trăiește în traumă și, pe lângă asta, vin foarte multe reguli de care ea nici nu știu dacă poate să le țină cont. Da? Noi cu toți știm că orice proces derulat la etapa de urmărire penală, la etapa de judecare a cauzei, este un proces cu multe reguli procesuale. Multe reguli procesuale. Iată așa e la dânsa în cap. Multe reguli juridici. Toată lumea vrea de la dânsa ceva. Ea nu înțelege și vrea. Știți de ce? Știți ce își dorește o victimă în realitate? Să nu o mai bată nimeni. Asta e tot. Deci ea nu dorește, ca să înțelegeți, ea nu-și pune întrebarea: o să fie la tras la răspundere sau nu? Ea își dorește un lucru, să nu mai fie bătută de nimeni. Și în această situație, rolul avocatului este foarte important, rolul unui consultant juridic care să-i explice. Uite, procesul de divorț înseamnă asta, da? Este necesar să ai certificatul de căsătorie în original pentru că este necesar să consemnezi toate actele și copiile pentru că. Deci este foarte important ea să primească un plan, da? Tu te adresezi în instanță și în decurs de 2-3 săptămâni o să primești o încheiere prin care o să-ți spună asta. Este un proces pe care ea nu-l cunoaște și nu o să-l cunosc, fiindcă ea nu și-a pus asta întrebare, și-a pus cu totul alt scop, să devină o persoană independentă și să nu mai fie afectată de violență. Da. Vreau să spun ultimul cuvânt. Victima nu alege să rămână victimă, niciodată. Da, agresorul alege să agreseze, asta este cunoscut pentru toți, dar victima ar alege cu foarte mare ușurință să plece din violență. Orice om ar alege asta. Dar sunt careva impedimente care o opresc. De ce nu face asta? Nu face asta pentru că a făcut-o odată, a văzut că reacția nu e bună și a dat în spate. Nu o face pentru că știe că este dependent financiar de el. Și fără el, ea financiar nu o să reziste. Nu o să reziste că are 5 copii, că nu are mamă, tată, că nu o susține nimeni. Și dacă ar avea susținere din comunitate, dacă ar vedea că comunitatea nu tolerează violența în nicio formă, nici cea sexuală, nici cea psihologică, nici cea economică, iar avea curajul să vorbească despre asta. Și asta o vorbesc și am ales astăzi să spun asta din numele celor peste 3.000 de victime care s-au adresat la noi în acești 10 ani și ca să înțelegeți că toate au o voce comună. Ele au nevoie să trăiască în siguranță. Asta e tot ce vor ele. În esență, nu-și doresc alte lucruri mai. Deci, un lucru foarte strict necesar. Să trăiască în siguranță. Și statul nostru o poate ajuta. Și o poate susține. Și eu mă bucur foarte mult că există lege, legea funcționează, există convenția de la Istanbul care ne oferă un palmares mult mai mare despre servicii și de intervenția statului și noi, împreună cu Centrul de Drept al Femeilor, împreună cu organizațiile din coaliție, vom fi tot timpul cei care apără interesele femeilor victime a violenței în familie. Da, mulțumesc! Dacă se poate o întrebare, doamna Daniela. Doamna Daniela, o întrebare. Mulțumim mult, Daniela. Este o întrebare din sală. Da. Vă rugăm să răspundeți. Bună ziua, mă numesc Mihaela Pascal. Ați menționat în discursul dumneavoastră că cea mai mare problemă a femeilor este că nu au o stabilitate financiară și prin urmare își doresc această independență. Aș vrea să vă întreb dacă în activitatea dumneavoastră ați început deja o colaborare sau vă doriți sau nu știu la ce etapă sunteți privind încadrarea în câmpul muncii, dar și capacitarea acestor femei. Poate unele nu au studii și urmează să fie încadrate, nu știu, să înveți o profesie de scurtă durată
și respectiv să fie încadrate în câmpul muncii ca să le oferiți această stabilitate de care au ele nevoie. Mulțumesc! Mulțumesc pentru această întrebare. Atât de tare îmi place această întrebare. Da, noi am început și noi am să promovăm lucrul ăsta. În cadrul Centrului de Drept al Femeilor, cu suportul UN Women, a avut loc și este în implementare un proiect, un program de abilitare economică a femeilor și fetelor afectate de violența în familie. Și cred că asta este viitorul promovării drepturilor femeilor, da? Promovarea independenței financiare unei femei. La momentul actual, noi avem un program de abilitare economică care permite femeilor care își doresc, în colaborare cu ANOFEMEUL, în colaborare cu direcțiile de asistență socială din 5 raioane din Republica Moldova, să acceseze serviciile de instruire profesională a victimelor. Vreau să vă spun că peste 70% din femeile care vin în contact cu centrul nostru sunt femei care au așa studii medii, studii profesionale medii sau studii medii nefinalizate. Și la întrebarea de ce n-ați mers mai departe, ele spun, eu m-am căsătorit și soțul meu a considerat că rolul meu este să fac mâncare. Noi nu știm cine a considerat că rolul ei să facă mâncare sau să se îngrijească de treburile casnice, dar faptul că acest stereotip există în comunitate ne permite noi să-l spargem prin faptul că oferim femeilor puterea de a decide pentru profesia lor. Și vreau să vă spun că la nivel comunitar, ANOFEMEUL are posibilitate ca femeile să dispună de instruire profesională gratuită. ANOFEMEUL poate să-i angajeze femeile dacă doresc. Unica este cei trebuie să facem această legătură între direcția de asistență socială, ANOFEMEUL, avocatul și așa mai departe. Și în toată această horă să fie prezentă victima care dorește ceva. Da? Multe femei, noi avem un caz a unei femei care a fost agresată de către soțul ei care este de o altă etnie, în altă țară, și ea a venit în Moldova toată vătămată corporal. Ea era croitoreasă. Și în țara în care trăiau ei, avea un centru comunitar în care învăța copiii scoase. Păi ea spunea că primul lucru cum o agresa pe dânsa, o lovea la mâini, cu scopul ca ea să nu mai desfășoare această activitate. Când a venit în Moldova, a intrat în vizorul serviciului nostru, noi am oferit un avocat, ea a divorțat de această persoană, persoana asta a suportat o răspundere penală pentru vătămare corporală pe 201 prim, și am ajutat-o și abilitat-o economic să-și continue profesia ei de croitoreasă. Acum ea este independent financiar pe baza faptului că ea coasă ei. Noi am ajutat-o și am cumpărat o mașină de cusut ei. Am ajutat-o cu studii în domeniul ăsta și ea e foarte fericită femeie. Cel mai important este că ea încurajează copiii ei să nu mai suporte violența și să fie independent financiar. Ce frumos poate fi să înveți copiii tăi și generația care vine că poți fi independent financiar chiar dacă ești femeie. Așa că da, asta este viitorul răspunsului la violență. Să fii independent financiar ca să nu suporti abuz. Mulțumesc! Mulțumesc, Daniela, pentru această informație amplă cu referire la abilitare economică și mulțumim UN Women Moldova pentru că ați susținut această inițiativă și proiectul de abilitare economică a supraviețuitoarelor violenței în familie, ori așa cum ne arată într-adevăr datele statistice, inclusiv datele din studiul național, primul studiu care a fost pe femicid, mai mult de 50% din victimele violenței în familie erau dependenți financiar de agresor și asta le face ca să întârzie în a rupe cercul violenței, mai ales că și Convenția de la Istanbul obligă statele semnatare să dezvolte politici integrate, inclusiv pentru a dezvolta serviciile pe termen lung, care se încadrează și abilitarea economică. Și tot am vorbit astăzi despre convenție, cadrul normativ și în cadrul acestui atelier ținem să aducem mulțumiri Parlamentului Republicii Moldova,
care a făcut ca ratificarea Convenției de la Istanbul să devină realitate și să fie ratificată la 14 octombrie 2021, în vigoare din 1 mai 2022. La fel, mulțumim Parlamentului Republicii Moldova pentru adoptarea legii 321, care a venit cu mai multe modificări la codul de procedură penală, care va face ca femeile mai puțin să fie revictimizate prin acțiuni de urmărire penală și de judecare a cauzei, dar și la alte acte normative, cum ar fi codul penal și alte legi speciale. La fel, dorim să menționăm că acel video spot publicitar la care a făcut trimitere colegul nostru Vadim Vieru a fost dezvoltat de către Platforma Femeilor Deputate cu suportul UNDP, UNFPI, UNICEF și UN Women Moldova. Le mulțumim că mulțumim Parlamentului și donatorilor care au făcut posibil realizarea acestui video și au adus în atenția publicului această formă de violență, violența obstetrică, care poate că în unele cazuri nu era conștientizată ca o formă de violență de gen. Treptat, noi cu dumneavoastră am ajuns la finalul acestui atelier și până să trecem să punctăm concluziile, vroiam să întrebăm dacă aveți întrebări, completări, sugestii. Da, vă rugăm. Thank you very much for all. Mulțumesc foarte mult tuturor. Am câteva întrebări pentru practicieni, în special. O întrebare și o solicitare de recomandări, probabil. Una este, din practica dumneavoastră, ce se întâmplă în cazurile în care femeile își retrag plângerea? Cât de frecvent asta se înceapă și ce acțiuni ex officio se întreprind în cazurile acestea? Și dacă cazul continuă chiar și dacă se retrage. Eu nu sunt jurist și nu am formare în domeniul acesta. S-ar putea să adresez o întrebare stupidă, dar e important pentru mine să cunosc acest lucru. Și o altă întrebare este, în multe cazuri, cazurile de violență sunt tratate într-o instanță și apoi întrebările de custodia copilului sunt abordate în altă instanță și ele nu sunt conectate și de asta duce la faptul că femeile sunt revictimizate în momentul sau se confruntă cu altă violență în momentul vizitării copilului. Și personal știu de la o prietenă, când copiii nu vor să-și vadă tatăl, dar sunt forțați de către serviciile sociale, și nu mă refer la Republica Moldova, dar sunt forțați pentru că așa se face. Și asta aduce o altă traumă adițională, violență și așa mai departe. Deci întrebarea mea este, dacă victima își retrage plângerea, în ce cazuri poate fi continuat cazul ex officio, în orice caz, în baza riscurilor evaluate? Și în al doilea rând, dacă sunt cazuri în Moldova, unde cazurile de violență sunt divizate de cazul custodiei copilului și astea devin două piese a aceleiași monede, dar sunt tratate în mod diferit și asta duce la trauma suplimentară. Și o ultimă solicitare către practiționeri, dacă trebuie să acționăm mâine, care ar fi prioritățile cele mai importante pentru partenerii de dezvoltare a guvernului ca să se focuseze pe acestea? De exemplu, să ne focusăm pe lucru cu practicienii ca să extindem numărul de juriști care sunt să fie instruiți fie prin legea cu privire la asistența juridică garantată de stat, sau sunt alte acțiuni prioritare? Cine ți recomanda nouă, 1, 2, 3, ca și priorități, cum să îmbunătățim accesul femeilor la justiție din perspectiva partenerilor de dezvoltare? Din experiența centrului nostru, multe femei care vin la noi și sunt încrezute că ele vor să facă totul,
adică să lupte pentru drepturile lor până la capăt, de regulă, urmează să fie implicate în mai multe procese și toate diferite. 1. Un proces de obținere a ordonanței de protecție. 2. Un proces de desfacere a căsătoriei, stabilirea domiciliului copilului. Și 3. Dacă sunt careva plângere împotriva agresorului despre o anumită infracțiune comisă, fie violență în familie, fie violență din familie contravențional, fie abuz sexual sau oricare alta, e al treilea proces, proces penal sau contravențional. În mare parte, o femeie afectată de violență în familie poate, din experiența noastră, ușor să facă parte la trei procese și total diferite. Acum, toate aceste trei procese sunt legate de o problemă, că ea este abuzată și nu mai vrea să trăiască împreună cu soțul, dacă este o violență împotriva unui membru de familie față de care trebuie să dispart, adică soțul. Și atunci ea la fiecare proces, fie asta proces de obținere a ordonanței de protecție, fie procesul de desfacere a căsătoriei sau deja în procesul penal, trebuie să explici ce se întâmplă. Deci de ce tu vrei să faci ceea ce ți-ai propus? Da? De ce îți trebuie ordonanță? Ce se întâmplă? Și ea, practic, de fiecare dată revine la același discurs, pentru că se întâmplă asta, se întâmplă asta, se întâmplă asta. În mod normal, eu nu știu cum asta ar putea să fie evitat, pe motivul că toate aceste trei procese au obiectivul separat. Unul pentru a obține ordonanța de protecție, doi pentru a desface căsătoria și trei pentru a-l atrage la răspundere penală pe agresor. Și ele sunt toate diferite, procedurile sunt diferite. Dar da, noi simțim acel sentiment a victimii că de la dânsa prea mult se cere. Adică ea cumva vrea un lucru, un singur lucru, să nu mai deranjeze nimeni. Și senzația asta că ea prea mult vorbește despre lucrul ăsta este prezent. Cum încercăm să o ajutăm pe această femeie sau pe aceste femei? Prin asistența psihologică directă a femeilor. Asistență psihologică în scopul de a lucra cu trauma ei, în scopul de a oferi mai multă încredere în acțiunile ei, de a lucra cu ce se întâmplă cu tine în aceste procese. Și susținerea psihoemoțională a ei o ajută foarte mult. Prezența unui avocat în proces, pentru că într-un proces de desfacere a căsătoriei, ea, de exemplu, poate să nu fie prezentă dacă este avocatul ei, da? Într-un proces de ordonanță de protecție, la fel, poate să nu fie ea dacă există avocatul ei. Același lucru se întâmplă și cu procesul penal, doar că este nevoie să existe o audiere. Acum, în procesul penal, avocații noștri ne spun că victimele de mai multe ori urmează să fie audiate pe aceeași faptă. Deci au fost audiate la etapa de urmărire penală, apoi au fost audiate, s-a solicitat raport de evaluare psihologică, după asta se solicită audierea specialistului pe raportul de evaluare psihologică și se mai audează încă o dată victima în instanța de judecată pe toate aceleași evenimente. Sigur că rolul specialiștilor în tot acest proces este unul foarte important, da? Ca să evităm victima să aibă acces, nici nu acces, dar să aibă contact direct de fiecare dată. Da? Este un avocat care o poate ajuta, este un specialist psiholog care lucrează cu ea și cu trauma ei și lucrul ăsta cred că o să o ajute mai mult. Asta e legat de revictimizare. Despre pe viitor. Eu sunt jurist și până în 2017 multe lucruri nu mi-erau cunoscute despre violența în bază de gen. Am venit la Centrul de Drept al Femeilor și am descoperit un lucru. Femeile noastre au nevoie să fie informate juridic despre drepturile lor, elementar, despre dreptul tău de a lua un credit sau nu a lua un credit, da? Un caz real când o soție a fost impusă de soț să meargă să-și iei un credit ușor, de ăsta care se dă la noi, și ea a zis că merg, că soțul mi-a spus să iau credit. Ea s-a dus și l-a luat și după asta soțul a zis, vrei? Întoarce datoria, nu vrei că nu e a mea datoria. Noi ne divorțăm, ne despărțim, tu faci ce vrei cu datoria aceea care a crescut până la 100 de mii de lei. Și ea n-avea cum să o întoarcă. Și aspectele astea de violență asupra ei, care vine să o țină sub control, să o manipuleze, trebuie să fie informate, femeile, juridic, despre ce se întâmplă, ce o să se întâmple, care sunt drepturile, cum poți să contești un proces verbal dacă nu ești de acord cu el.
Ce o să se întâmple dacă nu semnezi un proces verbal, dacă nu ești de acord cu el? Elementar, informația juridică care ea poate nici nu are de unde să o cunoască, că în sens ea a fost absorbită de toate treburile casnice, lucru și niciodată nu s-a pus întrebarea că în genere are dreptul să divorțeze. Da? Sunt femei care spun, eu am crezut că eu m-am căsătorit odată, singură dată în viață. Cum așa e posibil? Dar dacă mă divorțez, n-as mă dă afară din casă. Dar nu e legat una cu alta, da? Iată, despre asta cred că este foarte important să vorbim în continuare, să le abilităm juridic, da? Mie îmi place un cuvânt în engleză, empowerment, legal empowerment, în sens că ea să-și cunoască drepturile ei și să vină să spună, uite, ăsta e dreptul meu și eu am dreptul să fac lucrul ăsta. Și asta vine din încrederea ei că, uite, ea a fost informată, oamenii o susțin și ea are mecanismele este legale de a le folosi. Da. Mulțumim, Daniela. Pentru că suntem pe domeniul civil, domnul Tomic am văzut, dar suntem pe domeniul civil. Pe aspectul ce ține de stabilirea domiciliului copilului, domnul Stratulat știu că a cercetat mult această temă, mi-a arătat și mi-a dat și un semn că vrea să ne spună. Vreau, până domnul Stratulat se pregătește, vreau să spun că, într-adevăr, în ultimii ani, litigiile de stabilire a domiciliului copilului au devenit o formă indirectă de violență față de femei. Deci, noi avem multe cazuri atunci când victima a depus cerere de divorț cu determinarea domiciliului copilului și încasarea pensiei, agresorul, deși nu, în mod real, nu-și dorește ca tare copiii, dar depune acțiune reconvențională și aceasta este o formă de a o determina. La fel, avem într-adevăr aspectul ce ține de programul de întrevederi pe care l-ați punctat. La această etapă, atât legislativ cât și sub aspect de practică, practic nu a fost abordat. Și autoritățile tutelare, din păcate, abordează doar din perspectiva dreptului tatălui și autoritatea spune, eu vă fac grafic, mai departe mergeți și vă clarificați, și nu abordează acest aspect în mod complex. De aceea, cred că de viitor, pentru a preveni violența de gen, ar trebui să ne focusăm atât pe cadrul normativ, cât și dezvoltarea practicilor, ca ce includ cazurile de violență cu litigii care au tangență cu litigii ce vizează comunicarea cu copilul. Domnul Stratulat, sper că nu v-am luat gândul. Destul de bine v-ați expus. În dosarele civile, legea procedurală noi permite ca părțile să nu fie prezenți în proces, să solicite examinarea cauzei în lipsă. De ce ar fi nevoie ca un subiect să fie prezent în proces? Este pentru a administra o probă care se numește explicațiile. Da? Explicațiile, spune codul de procedură civilă, că pot fi administrate fie în scris, fie personal, verbal, în ședință de judecată. Prin urmare, avem această alternativă. O să reiterez ideea care a menționat-o doamna Arina, că depunerea acțiunilor prin care se solicită stabilirea domiciliului copilului minor este o formă legală de aplicare a violenței psihologice, probabil față de celălalt soț, atunci când nu se dorește divorțul sau când pur și simplu se insistă pe cauzarea de careva suferință adversă. Cu regret, noi avem o legislație destul de slabă la nivelul stabilirii domiciliului copilului minor. Aici există și mai multe constatări a Consiliului Europei, unde se descrie, care sunt susținute prin jurisprudență destul de vastă pe acest segment și din cât se estimează, în scurt timp, probabil se vor interveni cu modificări legislative în acest sens. Da, mulțumim, domnul Stratulat, și eu iarăși, doamna Popa, sunteți mai aproape de mine și așa cumva. Noi în 2022 am lansat un curs pentru avocați cu referire la litigiile ce țin de programele de întrevedere cu copiii, inclusiv atunci când sunt situații de violență. Poate că ar fi cazul ca să facem acest curs să fie unul mixt, adică judecători și
avocați, de ce cu atât mai mult judecători specializați în materie civilă și administrativă, deoarece și procedurile sunt foarte diferite. Domnul Stratulat a punctat că la noi codul de procedură civilă este, ne pune niște norme destul de clare sub aspect de procedură și atunci dacă noi avem un grafic de întrevederi, deci doamna are pe lângă un proces civil care ține de divorț și stabilire, poate să mai aibă încă un proces administrativ care ține de grafic. Și acest proces administrativ ține în primul rând de o primă fază când o să meargă la Direcția Protecția Copilului, o dată, de două ori, de trei ori, acolo unde sunt careva comisii care examinează litigiul la faza extrajudiciară și care o spun întrebări, după care o să meargă la instanța administrativă, după care în apel și asta face să revictimizeze. Și noi trebuie să vedem care ar fi acele proceduri comune cu referire la aceste litigii și ar fi ideea unui curs mixt între avocați și judecători ca să avem cele mai bune practici. Ideea dumneavoastră este ușor realizabilă, pentru că noi avem și strategie organizarea instituțiilor mixte. E adevărat, deci conceptul modulelor la, în planul de formare continuă pentru avocați sunt separate, dar asta nu ne încurcă pe noi să facem separat unul mix pentru judecători, procurori și avocați și cred că vom discuta acest subiect și cred că este și util. Ne gândim să fie beneficiarilor util și acum eu îmi dau seama utilitatea acestor formări mixte. Noi avem multe instruiri mixte, judecători, procurori, cu parteneri avem și cu ofițeri de urmărire penală, unii cu avocați, pentru că avocații care asigură asistență garantată de stat sunt beneficiari prin legea institutului, ceilalți noi putem, prin baza unui acord de colaborare care avem, dar cu, inclusiv cu partenerii și putem face acest lucru, adică deschidere de asemenea este. Mulțumim, mai ales că partenerii s-au arătat deschiși și doamna Mel are o întrebare, dar și domnul Tomic vrea să răspundă întâi la întrebarea ce ține de ce se întâmplă dacă se retrage plângerea victima. După care dăm întrebarea doamnei Mel. Domnul Tomic, vă rog. Cu referire la cererea părților sau cererea părții vătămate de a retrage plângerea. Vreau să vă aduc la cunoștință că în cadrul generalizărilor care se efectuează anual de către Procuratura Generală nu sunt atestate cazuri când sunt cauze penale încetate, clasate, sau pronunțate sentințe de achitare pe motivul retragerii sesizărilor de către părți vătămate. Când Procuratura Generală a demarat analiza stării de fapt în domeniu în anii 2014, asemenea cazuri au fost atestate. Însă, imediat au fost retrase cauze penale analizate. Procuratura Generală atunci a venit cu recomandări metodice și inclusiv a sesizat Consiliul Superior Magistraturii în vederea neadmiterii împăcării părților. La moment această situație este exclusă categoric, totalmente. Există alte probleme ce ține de modalitatea investigării cauzelor sau cazurilor sau sesizărilor privind violența familiei, dar asemenea instituții ca împăcare nu sunt admisibile în practică. Da, mulțumim. Instituția împăcării a fost revizuită inclusiv prin legea 321, așteptăm să fie promulgată, dar, într-adevăr, chiar și în instruirile pe care le avem, atât la Institutul Național al Justiției, cât și la instruirile pe care le avem cu polițiștii, de fiecare dată punctăm că probatoriul organului de urmărire penală nu trebuie să fie centrat doar pe declarațiile victimei, deoarece cunoaștem că pot exista situații când victima nu neapărat se împacă în sensul penal, dar când nu mai dorește să depună declarație în cadrul unei cauze penale. Doamna Mel, vă rugăm să ne adresați întrebarea. Okay. Mulțumesc. Vreau doar să fac o remarcă despre partea penală a acestei probleme. Și cei mai mulți de aici probabil cunosc că perioada în care o femeie încearcă să trăiască este foarte periculoasă atunci când ea cere divorțul, atunci când ea încearcă să plece de acasă și ascunde telefonul ca să poată să ceară ajutor, atunci când vrea să vorbească cu o prietenă și el o aude că vorbește, sau orice mișcare către a ieși din familie este o perioadă foarte periculoasă pentru femeie. Și foarte multe omicide se numesc într-o perioadă de 90 de zile din momentul în care ea a întreprins ceva acțiuni de a pleca de acasă. Și
iată, atunci ea se află în sistemul justiției, fie că e vorba de instanța de divorț sau de penală, e destul de complicat procesul. E foarte important să, ca specialiști să recunoaștem că modul în care noi soluționăm aceste cauze este foarte important și ele trebuie să fie rapidizate astfel încât să nu întârziem acest proces și să acordăm o atenție specială. Și nu știu dacă lucrul ăsta se face în mod regulat aici în instanțe, nu am foarte multă activitate sau contact cu instanțele de aici, dar ceea ce am depistat noi, ca fiind foarte util în statul meu, este să avem instanțe specializate, unde să avem poliția, procurorii și judecătorii, care toți au fost instruiți pe toate aspectele de violență domestică și ei iau dosarul de la început până la urmă și victima are de face doar cu un procuror, cu un judecător și nu se schimbă permanent aceste persoane, acești actori și cei noi nu știu exact care a fost situația și așa mai departe. De asemenea, aceste persoane cunosc deja istoria, cunosc problema, cunosc acțiunile anterioare ale părâtului, știu că victima a recăzut din justiție anterior și pot reușesc mai bine să păstreze victima implicată și pot reușesc să finalizeze cauza în timp util și lucrează în acest sens foarte eficient cu victima. Deci acest tip de instruire este foarte util, mixt, pentru că astfel dosarele pot să meargă mult mai rapid și eficiența descrește pericolul în care se află femeia. Deci acest lucru poate fi luat spre a fi analizat. Mulțumesc foarte mult! Cu adevărat, să facem microfonie, cu adevărat principiul urgenței este foarte important. Această situație pe care colega mea, Daniela, a spus-o, că noi avem un proces civil se examinează într-o instanță, la noi și sediile sunt diferite, un proces penal se examinează în altă instanță, de regulă cel penal s-ar putea să meargă mai repede sau mai puțin. Eu chiar azi dimineață am avut o situație cu o beneficiară. Deci noi am depus plângerea în 2018, cred că, sau 2019, violență în familie, era violență psihologică, a fost mult timp până când am demonstrat. A fost pornită urmărire penală, cauza a ajuns în instanță. Până la urmă au trecut mai mulți ani, doamna s-a recăsătorit și s-a mutat într-o altă zonă a țării, care este mult prea departe de orașul Hâncești. Și ea trebuia să ajungă azi la 9, la o ședință de judecată. Bani pe drum îi trebuie undeva 220 într-o direcție, 220 în alta, dar cel mai grav este că de la ea s-a trezit la 4 dimineață, însă la ea în localitate nu merge rutiera de la 4. Ea a trebuit să vină să vorbim cu un centru din orașul dat, să o primească pe noapte să doarmă, să vină la 4 dimineață la gară. Și vreau să vă zic că noi o ajutăm cu bani de drum, pentru că dacă nu ar veni în suportul, iar n-ar putea ajunge. Însă doamna a ajuns la Hâncești, dar ședința n-a avut loc. Și pentru mine, ca avocat, n-a avut loc nu din vina instanței, din vina că inculpatul nu a fost prezent. Dar pentru mine, ca avocat, este foarte greu să explic de ce data viitoare ea trebuie să-și lasă copiii și să facă aceste eforturi, pentru că dumneavoastră ei nu are studii juridice și nu prea cunoaște care sunt etapele procesuale. Cum spunea Daniela, ceea ce își dorește ea este să fie în siguranță noua ei familie și de acum, dacă au trecut 4 ani, să nu mai deranjeze cineva de atâtea ori. De ce este foarte important ca să avem acele practici care să nu revictimizeze, dar și care să aibă procedurile urgente ca femeile să simtă efectul justiției la etapa când s-o adresat. Nu 4, 5 sau 10 ani mai târziu. Doamna Lelenco vroia să spună ceva, după care Daniela, eu mă bucur că sunt intervenții și că este interactiv. Doamna Azizov, ne spuneți dacă noi depășim timpul. Doamna Azizov, zici că e ok. Doamna Neli, vă rog.
tot s-a vorbit despre instruiri comune și vreau să ofer răspuns la întrebarea doamnei Stoianuska, da, referitor la planificările pentru viitor. Chiar ne-am dorit să avem instruirea comune a echipelor multidisciplinare din teritoriu pentru intervenții cât mai eficiente la nivel local în toate cazurile de violență în familie. Și poate, dacă sunt de dispuși donatorii, partenerii noștri, să dezvoltăm servicii pentru lucru cu agresorii. Chiar o simțim extraordinar de mult necesitatea. Mulțumesc. Mulțumim, doamna Nelly. Capitolul cu agresorii la noi e separat. Deși și eu știu care este durerea doamnei Nelly și a tuturor angajaților INSP-ului. Deci e vorba despre agresorii care sunt obligați prin ordonanța de protecție, adică la etapa ordonanței de protecție, să treacă acel program de reducere a comportamentului violent. Se primește că noi avem o obligație prin intermediul unei încheiere, adică într-un proces civil. Când în 2020 s-a modificat legea 8 cu privire la probațiune, deci agresorii familiali au devenit subiecții ai probațiunii chiar și la etapa când sunt implicați într-un proces civil, în parte civizează ordonanțele de protecție. Și deși avem modificarea legii încă din 2020, până la urmă nu avem clarificate aceste proceduri, atunci când într-un dosar civil, cine îi implică în program? Îi implică probațiunea sau poliția, pentru că cumva pentru că nu este o claritate în document, nu cadrul normativ, dar în practici și documente de politici sau mecanisme, poate că ar fi cazul ca în anul următor să dezvoltăm acest mecanism ce vizează comportamentul sau reducerea comportamentului violent atunci când este obligat printr-o procedură civilă, deoarece la capitolul penal acolo e clar, noi avem obligații, avem agresorul care el și-i motivat să execute, de ce? Că dacă nu, probațiunea va cere schimbarea modului de executare. Însă atunci când avem un dosar civil, colegii doamnei Nelly trebuie să roage, ca și cum, pentru că pârghii la această etapă de a-l obliga pe dânsul și a-l responsabiliza să meargă la acel centru pentru agresori, avem mai puține. Deci cred că ca să responsabilizăm și să descurajăm să comită acte de violență pe agresori, ar trebui să dezvoltăm un astfel de mecanism și împreună cu Ministerul Justiției, cu partenerii, cu Ministerul Afacerilor Interne și cu reprezentanții instanțelor de judecată, pentru că avem și aspectul ce ține de cât de urgent grefa instanței transmite spre executare și altele, ca la anul, când ne vedem în timpul campaniei, să spunem, avem un mecanism și pentru agresori și ei nu o să mai comită acte de violență. Daniela, aveai ceva de completat? Da, eu vreau doar să comentez cât ceva, adică să completez mai mult cât ceva. Da, eu am susțin faptul că, deși la nivel legal și de fapt, vreau să vă spun că prin ordonanța de protecție, agresorii sunt sistemic obligați să participe la activități de reabilitare psihosocială a lor, da? Dar așa serviciu nu există în țară în afară de Drochia și vreau să vă spun că în Chișinău noi lucrăm cu AO Ce Ne Facem, unde agresorii victimelor care vin la noi merg cu regularitate acolo, dar cu toate acestea, dacă ar fi aceste servicii, noi am putea și procuratura, cu regret, la momentul actual noi nu avem nicio condamnare a agresorului pentru că el n-a mers la așa tipuri de servicii. Ori prin ordonanță este obligatoriu și undeva aici este o lacună. Lacuna, faptul că nu există aceste servicii, ori nu poți să atragi la răspundere un om pentru ceva ce nu se oferă, cum ar fi, nu știu. Și aici este o lacună și din partea statului nostru. Pentru că, da, victima nu este vinovată pentru violență și agresorul este cel responsabil pentru tot ce se întâmplă și el trebuie să aibă acces la așa servicii, nu știu, cu plată, gratuite, cel mai bine ar fi să fie cu plată, dar, în fine. Vorbim despre serviciile sociale și cu graficul de întrevedere. Eu am susțin, vorbit cu colegii mei, că, într-adevăr, noi semnalăm o formă de intimidare a victimelor violenței în familie de către serviciile sociale și agresori, atunci când este vorba de copii. Deci, multe vin la noi și spun, eu am fost la serviciile sociale și ei mi-au spus, tata tot are drepturi. Tata tot are drepturi.
dreptul la copil. Și vă dați seama că procesul până ajunge în contencios în instanța de judecat durează. Asta minimum 2 ședințe la direcția de asistență socială, unde femeilor respective nici măcar nu le dă drum voie să vorbească. Le spune, taci acolo că eu știu poziția ta. Îl ascultăm pe dânsul. Iată, asta atitudine există în Chișinău, este destul de revoltătoare, dar din punct de vedere juridic, noi ce putem face este să contestăm acest grafic în instanță. Și asta durează. Avem la dispoziție 30 de zile. În aceste 30 de zile se poate întâmpla orice din partea cealaltă. Da? Asta vreau să spun și vreau să o susțin pe doamna Nelly legat de echipele multidisciplinare. Noi, în serviciul nostru, încercăm și lucrăm multidisciplinar. Da? Avem jurist, avem psiholog, avem asistent social. Încercăm toți trei să ajutăm o victimă. E foarte provocător, e foarte greu, pentru că fiecare are formele lui de intervenție foarte diferite. Dar la nivel comunitar, corect ar fi așa. Și lucrul ăsta ar scoate din greutățile poliției, care trebuie tot timpul să fie primii și focal point, dar pe lângă lucrul ăsta este asistentul social care poate foarte ușor să găsească un plasament victimii sau foarte ușor să facă acces la serviciile din comunitate, pentru că sunt 20 de organizații care sunt funcționale în regiune și cel care contactează este poliția. Poliția contactează, caută plasament. Și noi ok așa, adică este asistent social. Noi când vedem așa cazuri, încercăm să reanimăm echipa multidisciplinară, să lucrăm, pentru că e clar că este ceva nou, echipa, lucrul în echipă este foarte greu, dar trebuie consolidate capacitățile acestor echipe, ca să nu se întâmplă că poliția trebuie să facă tot și nu reușește tot să facă și de ce sunt vinoveți când n-au făcut tot până la urmă. Da, mulțumim, Daniela. Și victimele suferă, da. Am ajuns practic la finalul. Domnul Cerba, ați vrut să spuneți ceva? Dacă sincer, am văzut că ați ridicat mâna și... Nu, eu mâna n-am ridicat-o, dar în sine poate am ridicat o întrebare privitor la discuțiile care sunt acum. Ați vorbit, mai bine spus, despre programe probaționale. Ele sunt foarte ok, sunt cu formă, dar uneori fără fond. Și aici am în vedere situația când ele sunt expres prevăzute, dar nu există un mecanism concret de aplicare, de realizare a lor. Și aici vorbim de aspectul care l-a pomenit și Daniela. Eu mă pun și în locul agresorului. Până la urmă, el tot este om. Deci, da, victima, într-adevăr, este persoana care a suferit cel mai mult, dar trebuie să avem în vedere și agresorul, sub aspectul corectării și reeducării acestuia. Și aici ne vine în ajutor anume programele respective. Și eu am avut o situație. Faptul că persoana a fost condamnată, fiind indicat și obligarea de a pleca, da, la programele respective de probațiune. Deci era la Chișinău. Deci noi în raion nu avem la nivel descentralizat posibilitatea acestuia de a fi la programele date. El trebuie să vină în Chișinău. Eu sunt sigur că el în viața lui, nu știu dacă a fost mai departe de centru raional, el trebuie să vină în Chișinău, mai departe să găsească locația respectivă. Și acolo tot este o întrebare, trebuie să existe un număr minim de persoane, cel puțin era, da, ca să fie realizat. Deci este foarte bine că noi prevedem niște instituții, dar din păcate nu le dăm fond, adică conținut. Și de ce eu ca judecător sunt foarte atent când mi se solicită de a aplica anumite elemente de genul dat, fiindcă eu trebuie să am certitudinea că persoana dată are unde executa și ce executa. De ce ar fi foarte bine ca procurorii, judecătorii să fie informați de autoritățile competente de a implementa programele respective despre conținutul, despre existența lor în primul rând și despre conținutul acestora. Ca noi să avem o posibilitate de a da eficiență instituțiilor juridice prevăzute în codul penal și în alte acte legislative. De ce e formal numai de a indica aspectul dat, de a plusa undeva că noi suntem foarte atenți și îl sancționăm pe dumnealui cu, să spunem, plecarea sau, nu știu, educarea lui prin asemenea programe, nu este ok. Deci nu este, după mine, rezonabil și rațional să facem. Fiindcă dacă el nu se duce, eu efectiv trebuie să-i schimb lui sancțiunea penală. Pentru ce? Că persoana nu a avut bani să deplaseze la Chișinău, ca exemplu. Deci nu, aici cred că o să vă contrazic, domnul Cerbu, cum a spus Daniela mai devreme,
comportamentul violent este el și-o asumat, agresorul, respectiv trebuie să suporte și celelalte consecințe. Dar, cu referire la informarea judecătorilor și procurorilor despre care sunt instituțiile și care sunt conținuturile programelor, susțin ideea dumneavoastră și cursul pe violență în familie la institut, la formarea continuă l-am chiar la eu, așa că cu siguranță data viitoare când am cursul să abordez acest aspect. Am zis că am ajuns, noi ne-am propus până la 1, s-a făcut ora 2, dar au fost discuții productive, interesante. Am ajuns la finalul acestei activități. În cadrul activității au fost punctate mai multe bariere, obstacole ale femeilor în accesul la justiție. Împreună cu instituțiile statului, dar și cu partenerii de dezvoltare, ne-am trasat anumite obiective pentru viitor. Am identificat la ce urmează să lucrăm. Sperăm că atunci când ne vom întâlni anul viitor în cadrul campaniei să avem realizate toate aceste obiective propuse, să nu uităm că suntem în campanie, iar campania, așa cum spunea Daniela, în primul rând, victimele au nevoie de informare. Informarea se face în mai multe moduri și eu îmi doresc ca fiecare din noi, când mergem în comunitatea în care venim, să informăm victimele, potențialele victime despre acele servicii de suport și unde pot apela, ca împreună să facem că fiecare femeie, fiecare fată, fiecare copil să fie în siguranță și cu respectarea demnității. Vă mulțumim și vă așteptăm la cafea!